S-au întors trubadurii. Ce-mi place mie, doamnelor și domnilor. Eu am lucruri de zis. Tu mai e gagică, bă? Singur sunt în casă, dar disponibil, nu știu dacă sunt. Dar ea vin din mărți, ce faci acum? Nu, le poartă. Bă, băiatule, bă! Ce să faceți cu cei că fac orice? Bă, băiatule, bă! Opriți-o! Opriți-o! Bă, extraordinar, bă! Să nu te cași pe tine. Bă! Bă! Eram sigur că o să... Ia uite șarpele! Bă. Deci tu ai făcut basket profesionist? Da, da, da. Nu, că ești idiot. Mai luam o pam. Satane, nu mă duce în ispită! Schiurile? Ce schiuri tu? Cadou, mă? Pe ultima oară ne-am mutat împreună, tu ești idiot? Tu m-ai întrebat tot, ești idiot? Ne-am mutat împreună în 2019, după cununia civilă când m-am mutat la Brașov. Am dat, bă, dar mi-am dat o smetă. Bună seara, bine v-am găsit, doamnelor. Salut! Bine ați revenit pe acest canal și la această superproducție. Hai să-mi dat. Mi-am dat o... Am vrut să-mi pun casca pe fața asta. Da, Sanchi, m-am jurat și eu. Dacă mi se umflă... Bă, dacă mi se umflă, să-mi ziceți. S-a umflat un pic. Sunt mort? Un pic, da. Haide, că mi-am dat cu astea așa și... Bună seara, bine v-am găsit la Fierți pe... Power Couple! Ce faci, tigrule? Trebuia să mergi la Power Couple? Da. Și eu. Dar nu mai zic că așa supărați oamenii pe mine. De ce, mă? Că n-ai vrut? Că... Vrei să mergem împreună? Că ce? Că nu zice că e cupluri numai de... Și în ziua de azi, cum... E permis. Hai că da. Eu picam la toate alea, mă, ești nebun. Bă, da, deci ne-am uitat. Episodul ăsta e despre retrospectiva primului stage. Da. Din săptămâna 5 plus 6-7. 5-6-7, da. 5-6-7 februarie. Ca să știți, ca să că rămânem în urmă și, na, și nu vrem să rămânem în urmă. Episoadele astea le găsiți și pe Antena Play, pentru că, hei, hey! Ne-am înțeles cu ei. Dar stați, hey. Nu luăm bani. Nu luăm bani. Ca să nu avem discuții. Chiar nu luăm bani. E un trade, așa, schimb pe schimb, bă. Ne promovăm unii pe alții. Ne promovăm unii pe alții, ne facem ce ne place. Da, punem imaginile aici, oamenii ne lasă, dar le dăm să fie și acolo pe Antena Play, pentru că sunt destul de mulți abonați. Bine, noi de fapt voiam să comentăm la televizor, să nu comentăm doar în privat despre Dani, despre... Că eu am lucruri de zis. Păi, dar chiar te rog, ce ai de zis despre că domnul Dani Oțil? Că nu pot să le zic, că e emisiunea lui. Dar ce ai... A, tu ai vrut să-ți faci emisiunea ta? Mi-a și zis la un moment dat, mi-a zis ceva de fierți. Nu faceți, mă, Power Couple, zic, stai așa ușor, că te comentăm imediat. A, deci tu ai comentarii la adresa lui Dani. Să-mi fiert pe fesurile alea ale lui. Da, mă, dar cineva l-a îmbrăcat. Asta mi-e teamă. Da, deci, emisiunea asta este despre... Despre cupluri. Apropo, să știți, Cristi era să moară zile trecute. Mă, nu mai zi la oameni. Ba da. Nu era să mor. Ba da, era să moară. Am ajuns epuizat la spital. Da, l-a luat urgența. Cântam cu basul și m-a luat un leșin așa. Și zic, hai du-mă până la farmacie. Și pe drum așa zic, hai du-mă direct la camera de gardă, că mă simțeam. Și ai fost la urgențe? Deci am fost la urgențe, da, am făcut, cred că am făcut și un semi-atac de panică, că eram... Și nici acum nu mă simt extraordinar. Mi-arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Da, și ai lipsă de ce? Lipsă de somn și de stat. Păi îți dai seama, mă duc dimineața la neața, la 8 la 12. După aia filmez și te cunosc de undeva, că suntem acum cu Te Cunosc. Da. După aia seara mă duc să repet pentru 8 martie, că am și eu concert. Și după aia pe 8 martie să mergeți la Sala Palatului, yes, să cumpărați bilet la concertul lui Florin Ristei. Da. Haideți, că o să am LED mult. O să da, am ecran mult. Da, mai mult ca asta. Așa? Și ca să fac și el un ban. Dar am văzut, am postat de tine. Nu, că ies pe zero. Maxim pe zero. Mai vii și bani de acasă, dar e primul. Trebuie să arate frumos. A, vedem. Bani. Da. Stai liniștit, că nici aici nu scoatem banii pe curând. Că la cât s-au băgat, așa. Bun, și era să moară, acum și-a revenit, e printre noi, e ok. Da. Eu l-am tot sfătuit să nu mai facă, să mai pun un pic frână. O să mai pun și frână. Că, na, e greu. E greu. Sănătatea e cea mai importantă. Azi noapte am dormit 8 ore după... Bă. Mi s-a stricat mizeria aia, mă, ți-am zis că mi s-a stricat. Brățara aia. Da? Nu se mai încarcă, nu știu ce. Păi nu, de la baterie. De la aia? De la bateria ei. A, da. La bateria ei? Da, mă, da. A, nu, aia care vine deasupra, da. Da. Cam mai am un prieten care o puțin la fel. A. Deci se comandă. Am văzut, este tovarășul ăsta al meu, nu mai poartă la mână, o poartă la chiloți. Cum? Da. E, nu la... nu, și și-o pune sub... pe lateral așa? Da, are, sunt chiloți de la ei. Băi, lasă! O bagi asta în bată. Și-au făcut și chiloți. Da, da. Se mai dai bani și pe chiloți. Păi da, bravo, bă. Și adică trebuie să-mi iau toți chiloții de la ei ca să por brățarea. Da, el și-a luat 5 perechi de chiloți, câte un... Știi? Da. Dar nu fac eu, nu mi-o cos eu frumos cu mâna aici la... Da, trebuie să stea pe piele ca da. Să-ți citească pulsul. Așa, dar brățara te-a anunțat că era să așa? Păi nu se mai încarcă de vreo lună. Ah, ok. Că da. Asta de obicei te anunță. Eu așa am aflat că am avut COVID cu asta. Ce, îți crescuse temperatura corpului sau ce? Temperatura corpului, da, și cumva o găstil niște anomalii în puls, în din alea și eu zic, bă, ești ok? Mi-a zis dimineața, ești ok? Ia uzi, când ai avut? Acum de curând? Nu, mă, atunci. Când au avut băieții, că eu am dinaintea erei noastre. Tuturor. Așa, bun, deci, ca să trecem peste așa, știți care-i treaba. Să știți, n-avem, adică, din ce am văzut eu emisiunea pe TV, n-are nicio legătură cu ce am mai făcut noi înainte. Nu. Ca... treabă. Acum comentăm despre oameni cunoscuți. Acum e groasă să vedeți. Bă, vă rog eu, deci fiat, vreau să încep cu un disclaimer. În caz că vor fi comentarii așa. La adresa unor persoane publici prezente în această emisiune, da. Din partea noastră, să nu vă simțiți... Să nu o luați personal. Să nu o luați personal. Noi comentăm ce vedem la televizor. Exact. La fel ca la insulă. Eu pe mulți dintre voi vă știu și de eu. La televizor. Nu, din viața privată, personală. Acum la televizor, da, știi cum e. Eu probabil nu... Că și de tine au comentat când erai în Asia, nu? Da, normal. Păi, da. Dar ei comentează oricum. Din... Normal. Na. E, și eu picam din... La multe probe. La multe, că n-am nicio... Nu. Așa, și dăm, hai să vedem cuplurile, că îți vreo două... Ce vreo două? Cupluri pe care nu le știu. Da, nu știu da, niciun și eu băiat de acolo, nicio Daiana fată. Și pe Sorin, nu știam. Nici eu, dar nu știu nici acum. Acum mai știu. Am fost ignorant și nu i-am căutat să văd, bă. Așa. Dar îi căutăm acum. Hai că îmi zici tu. Și pe cine nu mai știi? Îl știu pe domnul actor care l-a te cunosc, dar nu mai... Cristi Iacob. Cristi Iacob, așa, dar nevasta, normal, nu știu. Și cam atât. Oana cu Radu. Pe Oana o știu, pe el nu-l știu. Da, eu nu știam nici pe Oana, m-a surprins un pic apariția dânsei. Pe ea o știu când era... Da. Copil, ești nebun, așa. Așa. Pe Lino-l știu, da. Pe nevasta nu știu. Cerebel cu nevasta. Pe Cerebel, știu pe amândoi bine, da. Am fost vecini, am stat în aceeași scară. Da? Da. El stea la parter, eu la 1-2, la 2. Natanticu cu nevasta. 3. Așa. Natanticu, da. Așa. Cine mai știu? Tudor. Știu pe Tudor. Hai de cap. Așa. Cine mai e? Emi îl știu bine. Da. Și? Atât, cred. Ăștia astăzi. Cât sunt? 9, 8? 9. 9 cupluri. Da. Aici e fan că ies afară în câte unul în fiecare emisiune. Asta e bine. Îți mulțumit. Eu am zis Emilia, fa așa și la te cunosc de undeva, că e mai competitiv. În fiecare emisiune pleci tu în cuplu acasă. Ce? Păi nu? Da, ești nebun. Păi da. Atunci. Nu știu, n-am înțeles pentru ce să bat. Adică ok, să fii primul, dar nu știu, câștigă bani sau ceva? Titlul nu, mi se pare că zice și Dani în promo, te lupți pentru titlul de Power Couple. Nu, eu cred că banii cu care rămân, am văzut eu un ștop. Nu mă, că-s virtuale, ai 2000 virtuale. Da, dar la un moment dat îi bag într-un seif. Așa. Strângi și cumva tu ai aceiași bani în fiecare săptămână, nu se reportează. De la stage la stage, adică ce ai făcut pe primul stage, ți-i bagă într-un safe. Așa. După care în următorul stage... Nu, mă, nu. Cum? Cum? Dacă m-am uitat eu. Păi cum? A doua zi... A, stage, adică de 3 zile de astea. Exact, da. Exact. Ok, ok. Și probabil la final ăia din safe sunt banii care pleci acasă. Ah, ok. Mă rog, dacă greșim, să ne ziceți în comentarii. Dar ne bucurăm, mă bucur că m-am întâlnit din nou cu Ristei. Ia zi, mă, ce ai mai făcut? Ce mai treabă ai tu? Du-te, bă, de aici. A, Roxana Blenke și soțul. A, Roxana, da. Mai vorbim între ce am făcut. Uite fesul ăla. Uite fesul ăla. Ne împăzăm cu experiența asta. Să ne depășim anumite limite. Să facem lucruri pe care nu le-am făcut niciodată în viața noastră. Da, acum că vezi astea, te-ai fi dus? O singură necunoscută. Ba da, ba da. Lucrul câștigător. Sunt convins că... Trebuie să asculte de mine. Nu știu, potul. Știi că eu te iubesc, da? Nu mă interesează în momentul ăsta. Mă gata și o să și câștig. Nicos! Stai că poți. Faci de asta, ți-ai mijloc. Deci... Deci eu am văzut, bă. Bărbații sunt ceva... Sunt niște femei acolo care mie mi-e frică. Mamă, păi Ana lui Tudor ne bate pe toți, ne împachetează, știi cum? Da, eu știu pe Ana, bă, dar nu cred că e așa drăcoasă. Băi, a dracu, bă, frate. Și mai e femeia asta... Daiana. Că, na, băi, eu... Ești idiot. Ești idiot? Bă! Nu, că ești idiot. Mamă, dar Ana, eu când am văzut, au venit în La Neața Tudor cu Ana și zic, bă, tu ești aia în promo, că văzusem un pic promo când îi zice, de-a ce să faceți cu orice, că fac orice. Era pe față plină de nu știu ce. Da. Mamă, zic, îl mănâncă, ești nebun la cap. Deși, bă, eu știu, bă, eu n-am văzut așa niciodată. Super finuță mi se părea mie. Da. Cu aia mică când venea tot timpul. Adică e vorbăreață așa, adică are păreri, nu știu cum zic. Are păreri, dar nu vedeam așa. Mamă, ești nebun la cap. Deci ăștia, ăsta ce a fost ăsta? Promo. Ce a fost? Promo? Mă rog, așa. Power Couple aduce noutatea. Asta ia. Înainte de fiecare probă, deci, unul din parteneri va investi o sumă de bani așa, în capacitatea celuilalt de a reuși. 500. 700 de euro. Pentru că îi fac așa. 1000. 1000? 100 de oameni. Dacă partenerul duce proba la bun sfârșit, titlul va suma de bani. Cum e Elena? Ai pus un dolar sau prin joc. Ai pus 10 de amăgiri acasă, să îți mai puțin. Din cât ai pus? Cât? 150. Doar 300. 1100. Ceea ce privește pe Tudor, aș fi investit 1 euro. Dar pui mea, 1500 de că fac orice. Dai, Dumnezeu, bă! Până aici înseamnă că ne-am potrivit pe undeva. Vrei să vorbim? Uita direct acum, cred că e în caz contrar, suma investită este pierdută. E groasă, bă. Ce ai făcut? Ce ai pus la doi? Toți banii, nu mai avem niciun ban. 200 de zero. După proba am avut senzația că nici nu să mă vezi. Partenerii din cuplu vor arăta dacă sunt power couple de 3 ori pe săptămână. Într-o probă pentru femei, în alta pentru bărbați și cea decisivă, proba de cuplu. Și am obosit mai tare ca tine, frate. Hai, taci. Ei, da. E groasă acolo, bă, crede-mă. Auzi, dar zi-mi, deci tu știi pe oamenii ăștia. Da. El ce face? El cine? Nu știu. Nu, acum am descoperit, nu. O știam pe Daiana. Nu mai știu de unde știam pe Daiana, cred că a fost pe la Antenă mai de mult. Daiana Anghel o cheamă. Daiana Anghel. Dar dă, bă, că dau pe Google, că sigur Google-ul e mai bun decât Instagram. Ia, și pe el cheamă Daiana... Pe el îl cheamă Sorin, parcă. Anghel. Daiana Anghel este... Este? Carieră, parcurs, profesional, stai. Cred că a lucrat în televiziune. A fost prezentatoare TV. Exact. Bă, ești prost, dar la ce TV? La Antenă. Bă, ești prost la ce? Nu mi-aduc aminte. A devenit faimoasă datorită carierei sale în televiziune, unde a fost prezentatoare de știri timp de 4 ani. Da. La Antenă? Sau în altă parte? Bă, ești nebun de așa, dracui? Ce, mă, te uitai la știri tu, ca să o știi? Nu. Uite, era blondă, bă. Păi și acum ce? E altă parte. E brunet. Mi zice așa, Daiana Anghel, vedeta nu știu ce, da, unedora, da, bă, Daiana e turbat un pic, am văzut-o eu, deci știi cum e. Și el e soțul ei, cum ar veni. Mie îmi place de el. Da, și de ea îmi place, că îmi place că e așa. Că așa ea, gen natural și bă, mă doare în cură, ești bun, zic, te omor, te distrug, dacă așa vorbesc nu știu. Ți se pare, adică din ce ai văzut până acum, în 2 episoade, ți se pare că sunt altfel decât îi știi tu pe aia pe care îi știi? Bă, nu mai stau la Ana să fie a dracu. Așa. În rest, Tudor e cam la fel. Tudor e cam la fel, Lino e miel, tot așa. Adică nu-i foarte vorbăresc, nu așa, pe ea nu știam. Emi, da. Cam la fel. Da, îți cam la fel. Natanticu scoate niște demoni. Da, Natanticu, oricum se știa că Natanticu cu Lizzie e ceva, doamne, ferește. Așa, ia de să vedem. Ia. Stai să închid căcatul ăsta, că aici... Pe vremuri să zic ceva, intram pe aplauze. S-a mai dus. S-au dus vremurile alea, nea Dani. Domnul Dani. Când primea aplauze erau și mai în vârstă, ca mine. Doamnele care aplaudau. Și doamnele care aplaudau la Neața erau plătite. Dar mai sunt femeile alea de la Neața. Uneori mi-e dor de ele. Super piesă! Bă, erau ceva femeile alea. Și o doamnă din colț începea prima. Și începeau toate. Când se râdea la glumă. Super piesă! Pandemia a stricat publicul ăsta. Da, stai așa să dau de aici. Când primeai aplauze erau și mai în vârstă, ca mine. Doamnele care aplaudau. Numele meu este Dani. Nu cred. Mr. D. Stai, mă, cu unii dintre voi chiar nu mă cunosc și vreau să leg prietenii, poate unii. Nu te cunoaște. Dani are mare haz. Da. Și vocea bună pentru... Și vocea bună și aici nici cumva nici nu poate să vorbească el foarte mult, că na... Știi cum e, ce, nu vorbește mult? Nu, no, Doamne ferește. Dacă mergi la grill. Mergi la grill cu prietenii să mâncați ceva, că e groasă. Prin ridicarea mâinii, cine se ocupă de cazare, cine alege camera? Și la un moment dat mi-a spus așa ceva, oferte ghicitoare, dar cine alege camera, niște de-astea de nu se legau în minte, știi? Eu mă ocup de cazare, dar întotdeauna când se ajunge la cazare nu e chiar bine. Vi s-a întâmplat? Da, tu când mergi în vacanțe, alegi tu camera? Hotelul? Da. Da. Ce te-ai gândit așa mult? Nu m-am gândit în ce context. Cu iubita? Cu... Da. A. Nu. Cum? Să de comun acord. Eu caut, da, tu, dar se aprobă. Tu faci lege. Normal. Bine, acum la mine în ultima perioadă șoaricul s-o cam învățat și mi-e frică. Mi-e frică că dacă dau ceva greș și zic... E belită. Nu. Da. Și eu la fel. Știi, că eu aș sta și în locuri mai... Da, și eu. Că cumva, cât Daiana, stai într-o cameră. Femei, că da, nu știu ce și vezi că au crescut-o la... Așa, ai învățat-o. Prost. Da. Ce frumos ai construit-o, Dani. Ce urmează? Bărbații, vă rog să mă ridicați. Și a spus băieții să-și aleagă fiecare camera. Așa. Nu v-ați lăsat bagaje în cameră pentru că e treabă foarte importantă. Fiecare s-a dus și s-a intrat într-o cameră. Și Emi a intrat în camera de testimoniale. Iar voi sunteți nouă cupluri, asta a înțeles toată lumea. Camera lui Emi nu e o cameră care se poate utiliza pentru că este camera de testimoniale și nici măcar nu are parte. Super, a nimerit bine Emi. Da. Prin urmare, am pentru voi o surpriză și o explicație. Asta e bună, rău. Nu cred. Asta e bună. Ce asta? Nu-mi zic că stau o mașină. Nu cred. Ba da, bă. Toți? Asta este a noua cameră. Zi, mă. Cum toți, bă? În cap toți într-o mașină. Fiecare în duba lui, bă. Adică toți... Nu, mă, dacă s-au găsit camere. Erau mai puțini camere decât echipe. Ok. Și o echipă trebuie să stea într-un coteț acolo. Eu vreau să moară, mă, sau eu vreau. Asta e bună. E foarte bună asta. Vezi că e mișto. Da, ești nebun. Cred că e cald. Cred că pe soarele ăla te ia transpirația în somn. Malta e, nu? În Malta, da. Dormobil. Băi, mașina asta este din 1962. Mașina e important să știți că... Cred că putea motorină, nu? E o mașină de super colecție. Bedford. Costă 25.000... sau chiar mai mult pe piață reală, cu un cavecultură, ia. Dacă vă plac mașinile de colecții, să mergeți la Țăria Collection, că o să vedeți acolo ceva ce n-ați văzut în viața voastră. N-are de-astea. Și înțeleg că un are cu pați de asta, dar are... Deci, asta e mai scumpă decât un bungalow. Da. Cine crede că poate sta iubita, soția sau logodnica aici și... să-i ajute pe colegii lui 8 să locuiască într-un loc decent? Ne-am dat seama că trebuie să facem... Pețe. Au tras la... Adică, mă rog, înainte de asta... Ai fost vreodată vreun camper de ăsta? Ai stat? N-ai stat? Nu fac pas în spate, pentru că merg cu vărbosuri. Cu cortul ăsta. Emi, dacă ține pețele, nu îmbăți în mână. Și la mine e penultimul. Stai gata. Tudor nu are rost să mai trage. Nu crezi, Tudor? S-a repezit. Deci când am întins Emi paiele sălii, Tudor, toți au întins mâna după paie și eu l-am văzut, am încercat să întind mâna să-mi trag și eu, până n-am apucat. Din păcate, Tudor, din fericire, domnilor, așa rămâne. Of, Doamne. Dai seama ea? Tudor. Ai, dă capul și zilele. Ce plană e asta? Da. 25.000 costă chestia asta? N-ai fi dat? 25.000 podricul ăsta! Care, Tudor, nici nu-i cel mai comod om. Tu știi? Eu știu. Și se și vede mașină. Ai rămas cu ușa în mână? Hai că a stricat așa în drama. Mamă, astăzi când Tudor a tras bățul scurt, n-am nicio emoție de mâine încolo. Eu eram supărat tare. Bun, nu? Și schimbă, sper că schimbă la fiecare etapă. O să vezi. A, oricum că pleacă o echipă. Deci, Tudor, bă, Tudor este... Cum să zic eu... Elegant. Elegant. E cel mai fetiță din așa ceva. Îi place luxul. E mult. Comoditatea. Prea mult. Prea mult. Și are niște fixuri din astea aici. Eu știu de când mergea în concerte în alea. Doamne ferește. Era rău, bă. Rău. Mă rog să dai băia mișto. Dai băia mișto, normal. Cercăm. Prima probă, ia. Prima probă li se potrivește mănușă fetelor. De ce? Da, aia cu datele. Pentru că știți cu toții că în familie, în cuplu, se zice că ea are memorie de elefant. Oh my God. Sigur. Este o probă a datelor, a cifrelor. Puteți să faceți mai cald un pic, aici mi-e frig. O, Doamne. Femeia este recunoscută că... Bă, nu dați-vă căldură, vă. Nu, mă, adică oprește aerul, cred că aer. E aer. E aerul pornit? A, poți pornește aerul cu căldura, da. A, asta vă spune, da. Nici nu scuzi, că e frig lui Florin Ristei. Știi exact când s-a născut maică ta, pisica... Știi de-astea? Știi exact... Hai că te întreb acum, stai așa. Cu vasele, deși ați avut discuția despre spălatul vase. Așa că dacă știți că aveți partenere de viață, care sunt beton armat, pe cifre date, ăsta este momentul lor. Fetele sunt foarte fericite acum și sunt convins că se bucură. Beton armat, da, cifre. Cine crede despre iubita partenera lui de viață că este bună pe treaba asta, să le zicem? Bă, a mea nu. A mea nu. Ridică mâna. Eram simț. Cerebel? Acolo, în zona aia merg, nu știu cât, dar merg. Ridică mâna. Nu ridică mâna. Vor fi întrebări legate de Natanticu viața ta. Da. Ca bărbat, dar și de viața voastră ca și cuplu, atenție. Cine crede despre partenera lui că nu se descurcă cu cifrele și că e mai uitat? Na, m-a ridicat Natanticu mâna, îl omoară. Nu pot să cred că ai zis asta. Hai, iubire, ridică mâna, că adică ăsta e adevărul. Nu chiar. Noi să le luăm de mână. Visătoare, artist? Fetele nu pot comunica cu ei. Deloc. Ei sunt în casă acum, sau unde sunt? Ei sunt altă din asta, da. Ia zi, data relației. Hai că ai zis că șoare cu nu-i bună, dar înseamnă că tu știi datele. Da. Ia zi. 6 aprilie. 6 aprilie? Da. Câte ani faci acum pe 6 aprilie? 7. 7. Deci 2017. Da. 6 aprilie 2017. Cam atât. Știi ziua în care v-ați zis te iubesc prima oară? Te rog frumos, oprește-te. Nu știi. Știi data de naștere a mamei ei? Bă, ce nu mai merge asta? Zi, mă! Lasă-mă, bă, nu! Nu mai știi alte date, nu? Matematică pură. Matematică pură. Partea cu cifrele, adică până mai acum câțiva ani nu știa exact în ce dată ne-am cunoscut. Data zic de lună. Dar știi de unde știu eu? Am văzut episodul la televizor și am întrebat-o, auzi, dar știi când care... Și ea știa? Ea știa exact, adică știa, bă, dinspre 6 înspre 7. Adică cumva știa... Deci noaptea v-ați cunoscut. Nu, mă, nu. Noi ne-am cunoscut. V-ați combinat noaptea. Când ne-am văzut față în față, da. Da, am înțeles. Bravo. Ai scăpat. Astăzi puteți face ce vreți voi cu banii, fără să puteți fi judecați. Ce faci, Dani? Repet, ele trebuie doar să răspundă la 3 întrebări din 5 posibile. Ok, din 5 posibile. Voi, individual sau despre cuplu. Vă rog să vă concentrați. Trebuie să fii lemn, adică nu știu. Să vă gândiți că fetele nu vă mai văd. Yes! Pa, fetele! Fac ce vreau cu banii mei. Stai așa. S-a închis sigur. Dar nu e numai asta, stați așa, să nu vă îngrăbiți. Ia. Dar stați că am uitat ceva, care e ceva super important. Toate cifrele, numerele, sunt așezate în calendar al vieții gigant, care are 20 de metri înălțime. Pentru fiecare răspuns, cred că mă descurcam la asta. Păi nu erai tu, era fata. Aici să suie fata. Aoleu, da. Nu. Nu se descurcă. Nu, să urca n-are nicio treabă. Cu înălțimea? Nu, păi să aruncă de pe blocuri, de pe alea. Nu, cu asta s-o cu, adică nu fiecare zi. Să urcă pe bloc, să aruncă. Dacă știți că sunt cutezătoare, voioase, sportive, dacă știți că ați făcut în vacanțele voastre, la rafting, la sărituri cu parapanta, cred că Delia e nevastă. Da, da. Dacă știți că au coborât în rapel, poate o luăm de la un concert de-a lui Delia. Puneți toți banii, n-au cum să greșească. Vă las fix 10 minute să vă gândiți. 10? E mult. E mult. Nu, vă las 10 secunde să vă gândiți. Ce să te gândești? Cât pari ai? Pe șoarec? Da. Ei. Haide, trebuie să pariezi. De la 1 euro la 2000. Cât investești? Cât investeai. Da. Așa. Investeam 50 de euro. Hai, mă, așa puțină încredere. Păi nu încredere, mă, că eu știu că ea nu știe cifre. Păi să fii surprins, femeile știu mai multe decât crezi tu că știu. Da? Bine. Da. Nu cred. Ia. Zi-mi ce să o întreb. Hai. Zi data primului sărut. Data primului? Nici eu nu știu. Sau data relației, na. Nu, că asta o știi, asta o știe, că am testat-o. Dar nu răspunde la... E la doctor, cred. Alo? E, vezi? Ne-a tras țeapă. Mă sună ea. Hai! Ca să treacă proba e obligatoriu să răspundă frumos acolo, Malta. Din 5 întrebări. Nu va fi simplu deloc, pentru că răspunsurile sunt date într-un calendar care se află cocoțat pe o structură de 20 de metri. Ca să ajungă la numărul pe care îl... Ia! Bebe, ești pe speaker? Da. Salut! Bună ziua! Avem o întrebare! Ia, hai! Ce întrebare aveți? Știți data dumneavoastră la telefon? Știți data primului sărut cu colegul Spic? Da. Ia! 6-7 seara în care ne-am și cunoscut. Da, bă, da. Nu, nu, scuze, reformulez. Așa. Ziua în care unul dintre voi a spus prima oară te iubesc. N-ai, nu. Nu. Cum nu? A, nici eu nu știu. Nu știi. Bun, ați picat prima întrebare. A doua. Data de naștere a mamei lui Spic. De Sfânta Marie. Nu știu eu când e data, dar e de Sfânta Marie. Mare sau mică? Aia... Stai așa, vă zic acum că nu mai știu care cum e. Sfânta Marie, aia care gen... Prima. Aia mare. În august sau în septembrie? Păi, dar nu știu când e. Una e în august? Păi una e în august, una e în septembrie, bebe, nu te mai căca pe tine. Una e pe 15 august, una e pe 8 septembrie. August. Are dreptate. A nimerit, mă, 15 august. Vezi, mă? Ar fi pariat pe tine 50 de euro, atâta. Ar fi investit. Maxim. Hai, mă, că eu chiar știu un lucru. Ia zi, care e numărul meu de telefon? Dar tu știi numărul cuiva. Normal, știu numărul tata, numărul... Ia vezi că l-a zis. Cât? Se termină cu 619, atâta știu. A meu e 169. Ia vezi că aveți, ne seamănă și numerele. Băi. Bebe! La următorul sezon mă duc cu Ristei ca și cuplu. Rezolvăm noi partea aia. Dragostea e cea mai mică problemă. Da, da, exact. Nu asta e problema. Câștigăm 100%. Hai, dacă mai avem probleme, te sunăm. Vă rog, oricând aici sunt. Bine. Pa. Pa. Să continuăm. Vezi că știa. Consideră corect ca răspuns. Fetele trebuie să escaladeze structura de mai multe ori. În dreptul numărului vizat vor găsi o cutie. O vor lua și o vor aduce jos partenerului lor, care asta trebuie tare. Să mănânce sau să care bea la o probă. Tot ce este are și la o probă. Dacă răspunsul este corect în cutie, va fi ceva bun. Logic. Dacă răspunsul e greșit însă, partenerul va degusta un cocktail total sincer. La Bulino, o mizerie. Ca niciodată în viață. Nu, că și tu beai de rupei. Fetele nu pot continua proba până când soțul sau iubitul nu mă... Dar tu mai e gagică, bă? S-a mutat înapoi acasă. A, și așa, cumva... Nu funcționează la distanță, știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar de vorbit vorbim. Dar sunt supărat. Sunt... Când se încheie împotriva voinței amândurora, din motive independente, e nasol. Dar ce să facem, frate? Acum am mai pus, acum o sună, o să o sun după ce terminăm aici, că mi-e dor de ea. Foarte bine. Ce frumos. Da. Să-i țineți pumne. Să-mi țineți. Dar ușa e deschisă pentru... Nu m-ar draga să scârție ușa așa, că n-am mai scârțit de mult. Nu știu dacă e deschisă. Și m-a întrebat cineva într-un presă, ești singur și disponibil? Am zis, singur sunt în casă, dar disponibil nu știu dacă sunt. Mamă! Drop the mic! Da. Mănâncă sau bea tot ce este în cutie. Așa. Și asta nu e tot. Proba este contra cronometru. Doamnele au la dispoziție doar 15 minute ca să răspundă corect la cel puțin 3 întrebări din 5. Da, și oarecă o făcea, să urca pe acolo, n-avea treabă. Prima probă Power Couple România. Sezonul 1. Calendarul vieții. Calendarul vieții. Mamă, dar e înalt acolo, mă. E înalt, da, e înalt, e înalt. Mă rog, asta e prezentarea probei. Hai să vedem ce răspuns fiecare. Că am luat la fiecare un pic. Ai fost omul care a vorbit cel mai frumos despre Oana în raport cu înălțimile. Nu cred că o să-i fie frică. Oana e crazy la chestii de genul cu înălțimea. Ei sunt de puțin timp împreună, nu? Da. Un an, doi, ceva. Acolo. Da, ceva, cred că nu știu. Așa că nu-s de mult timp. Nu știu, de la etajul 4 cu sfoară. Adică gen poardă și sfoară, nu banci. Da? Sau un gol. Ah, da, păi șoaricul s-a urcat din aia, din Vegas. Întrebări. Din ce? Bungee? Nu bungee, e cea mai înalt credit din Vegas, dar cred că am mai zis-o, bă, nu, am tot zis. Așa? Eu mă mândrez, zici că am sărit eu, ești nebun? Așa de, bă, șoaricul e forță. Așa? S-a urcat de pe Stratosfer, se numește clădirea. Da, da, da. Păi ai fost în Vegas acum, nu? Nu, am fost în LA acum. Stratosfer. Și te arunci de acolo, ies o platformă de aia în afară, așa, și ești legat și te oprești cumva la 10 metri de pământ. Doamne ferește. Deci mi cască așa și atât. Dar tu vezi cum vin. Păi nu, că am fost acolo și am refuzat. Și eu, mi-e frică cu astea. Cu parașta am sărit de 2 ori, nu mi-e frică. Nu, uite, ei e frică cu parașta. Da, e alt tip de ăsta. Mie mi-e teamă de momentul în care ai ajuns la capătul frânghiei, dacă se rupe frânghia sau dacă mi rupe un picior. Cum? Că te prinde de picioare, nu? Sau de ce că te prinde? La ea, de exemplu, o prins-o din spate. Problema e că ea cădea pe lângă clădire și cumva să nu se ducă în clădire, era ghidată și de două șufi din alea. Ok. Ca să nu... Ca să țină... Știi? Cumva... Da, nu bani. Băi, rău, adică, băi, sus tare, băi, ești nebun la cap, niște sute de metri, adică e ceva îngrozitor. Eu nu puteam să mă pigeam. Da, și eu lăsă la fel. Nu am cum. Și ea s-o aruncat, n-aici n-ai. În momentul ăsta îmi fac griji. Vom pune doar întrebări nerăspicat, fără să dăm hinturi sau ajutoare. Dacă ea greșește, o suferim împreună, îți explic imediat de ce. Înceapă. La câți ani am avut accidentul de motocicletă? 17. Te rog să te duci la 17. Ia mă, știu fetele. Cât mai repede, cu atât mai bine, o să iei cutia. Hai, Radu! A te și blugește, a te încurcă. Câți ani o fi avut, Radu? Hai să vedem ce avem în cutie. 20... E micuț, nu? Da. Sardine, ananas și lapte. Ce? Sardine, ananas și lapte? Pune. Eram sigur că o să fie răspunsul la întrebarea cu accidentul. Pentru că este o chestie pe care am tot vorbit-o. Mai vine, adică sunt chestii care mi se întâmplă. Uite, de exemplu, mi s-a spart o măsea sau așa. Și eu am implantă. Și vine automat că e de atunci, că nu știu ce, că am discutat. E o parte foarte mare, că am făcut și terapie și s-au întâmplat o grămadă de chestii. Și de fiecare dată, de exemplu, dacă povestesc despre cum am făcut terapie, încep de acolo, adică știri, adică... Mereu a fost punctul ăsta de 16 ani. A, zi 17. El nu mănâncă pește, după asta o să mănânce pește. La asta cu pește l-am și eu o problemă. Ce? Râdeți. Asta cu accidentul așa e mai importantă pentru mine și mă gândeam că o să știi. Să știi că e important și pentru mine. Nu te crezi. A fost o chestie de... Eram 16, aici mi se pare un pic drama. Ce? El? Poate faceți pentru TV. Trece timp. Nu cred. Da, mă, normal, acolo. Ei, ok, 16, nu știu cum să explic. Dar tu-ți dai seama cât de frustrant e acolo să greșești? Și să-și mănâncă. E normal să superi, cred că să facă spune. Ei au fost, mi se pare, cei mai supărați după probă. I-am văzut după aia, ea era foarte supărată. Era supărată pe ea. Păi, normal. Și eu să fiu... Da, e super rău, ești nebun. Putem trece la întrebarea... Nu, mie pare și mai rău să lângă el. Da. Greuți. Timpul trece din păcate și nu e în favoarea noastră. Oana s-a descurcat foarte bine. Aoleu, săracul! Mă rupe. Nu, e rău, băi, ești nebun. Nu știu dacă știi cât mi-e de greu mie. Din păcate asta este proba. Oana a greșit cu un singur an și noi suferim împreună acum. Săracul, ce flera la bot. Aia, mă, nu te mai plângi că ai mâncat toate căcaturile alea. Aproape. Păi și nu înseamnă că mi-au plăcut. Ai vomitat la vreunul? Nu. Nu. Ce poate fi atât de rău? Decât să mănânci căcat de pisică. Ăla mi se pare cel mai rău. Ai mâncat? Nu, da, am mirosit, mi se pare. Sau pișatul. Mățile astea urât să pișe. No, oleu, eu odată... Tu ai mâți în casă. Aveam câine de mult la Galați și obișnuia să mănânce, mai mâncat de căcat de pisică. Și tu-l pupai în bot. Nu, și la un moment dat am vrut să-i scot din gură și când i-am scos din gură, am prins-o, s-a storcit, s-a... Bă, aș... Bă, ceva mai rău? Auzi, nu vrei să comandăm ceva din mâncare? Că tot vorbim de căcat? Mi-a murit pisica. Am văzut la ea și mi-a zis, ia, unde are ea mâță? Da, m-a murit bozom. Dar cum? Să le zic oamenilor să aibă grijă. O plantă, mă, s-au trăvit cu o plantă, mă, din casă, mă. Cum din casă? Tu ai plante o trăvitoare în casă? Știam că e o trăvitoare, mizeria aia de o cheamă Diffenbachia, o știi sigur, aia cu frunze mari, așa... Și ea secretă de pe frunze ceva, mai lăcrimează din când în când, dar nu e așa periculos, că mai lingeam, nu e nicio problemă. Numai că a murit planta, a dat să creapă planta și eu am întrebat-o pe mama, a zis, cum o reînviu? Și a zis, taie de la nodurile de la bază și pun-o din nou în apă și o să facă mustăția și m-am dus în bucătărie, pe blatul la bucătărie și am tăiat-o la noduri acolo și a început să secrete ce avea. 4 ore mi-au luat foc mâinile, am făcut o alergie, de am sunat la doctor să întreb cu ce să mă dau. Ardeau mâinile și mi se umflaseră, erau așa, stau cu mâinile sub apă 4 ore și nu mi-am dat seama, cred că s-a scurs pe blatul de la bucătărie, el a lins și 3 zile săracul acolo a stat, a dormit pe blatul de la bucătărie, cred că să-mi arate că acolo s-a întâmplat ceva nasol și că e rău. El în viața lui n-a dormit în bucătărie, pe blat, numai acolo l-am găsit și în ultima zi când mi-am dat seama, nici nu mi-am dat seama că e la aia. L-am sunat, filmam, te cunoști, l-am sunat pe grasul meu, zic, du-te repede cu dozul la doctor. Când s-a dus era deja târziu, deci nu mai avea ficat, și-a dat tot ficatul afară, și-a vomitat tot. Bă. Și mă întreabă doctorul, prima întrebare la telefon, ai plante în casă? Și atunci am făcut legătura cu aia, zic, da, zic, luni, era deja miercuri. Zic, luni am tăiat o plantă și a zis, da, nici dacă veneai cu el atunci, imediat după o oră, a zis că îi afectează atât de tare o travă aia. Băi, ești nebun. Și a zis că la ecografie nu mai avea ficată. Deci mai degrabă renunțați, dracu, la plantele din casă. Da, am aruncat toate alea din casă. Dă-le, Doamne, și așa nu vorbesc cu tine, nu fac nimic, nu te mângâi, nu te miaună, nu te nu știu ce, nu știu ce rău mi-a părut. Așa animalele, bă. Și am plâns. Și acum mai am păchirea, că aveam 2. Și am aruncat și mizerii. I-analins, nu, el avea obiceiul, îi plăcea, mai mânca și din pământul de la plante, le place că au, nu știu, și au o boală și pisicile. Le place orice chimic. Adică dacă speli pe jos cu cif, cu căcat, cu mopul, se duce și se tăvălește în ala, le place, au o substanță, ceva acolo, toate pisicile fac asta. Extraordinar. Da. Hai, pare rău. Da, și mie. Câte operații estetice am? Are? La ce naiba are? Păi dacă a făcut accident din motocicletă. Scuze. 3. După cum a trase la aer, înseamnă că nu-s 3. Foarte sus, dar te aștept. Și ăștia, îți dai seama că au luat... 3, bă! 3! M-am gândit implanturi, da. Mandibulă, da. Și genunchi. Mamă, a fost nasol, înseamnă. Dar ziceai că ai avut și... Ah, i-au zis genunchi, dar nu. Hai, estetic. Am avut prost pe ei, pe cum? Cum? De ce estetic nu poate fi la genunchi? Că tot este... Nu e neapărat doar de față estetic. E o chestie memorabilă, cred că e ceva, mai ales dacă ești îndrăgostit. Pe ce dată v-ați cunoscut? Prima, asta știi? În ce dată ne-am cunoscut? Păi nu, față în față, ăla-i. 26, ești sigură? Păi ce, mă, voi v-ați cunoscut și ha-ha, gata, imediat. Păi nu. Nu, mamă, nu, eu vorbeam înainte cu ea. Am vorbit mult înainte, până să o ni vedem. Deci nu vă văzuseți. Nu. Și când v-ați văzut... Ce bine a fost. Faci-o de cereale, ăsta e bine. Mănâncă-l. Hai că e bine. Bravo, oare. A, deci au 2 din 5. Că nici n-am apucat să trăim. Ce erau așa spărați? Asta înseamnă că a greșit de acum tot. Numai ele s-au spărat că nu știu data aia. Întrebarea cu numărul? 4. Ah. La câte luni după momentul în care ne-am cunoscut a venit primul slăruț. Astea-s grele, mă, nu. Înăuntru avem... Știți seamă de varză, ceapă normal. Și frișcă. Făi, ceapă, bă, au zis ceapă. Îți dai seama și ăștia din producție, i-am întrebat pe toți. Au făcut statistică cam ce date sunt și le-au pus pe alea cele mai comune sus de tot. Chiar mi s-a părut nedrept. 21 octombrie ne-a salutat prima oară. Pardon? Nu este adevărat. Ba da. Când se întâmplă asta? Și cum poți să ții minte o dată la care v-ați sărutat? Pentru că ții minte și cum eram îmbrăcat și am poze în telefon și pentru mine e foarte important și am ținut. Nu e adevărat. I think you have a problem. Stai puțin, așa de tare mă joacă la creier căldura și anxietatea și tot ce se întâmplă aici, dar chiar era foarte sigură pentru că e un lucru la care mă gândesc foarte des. Da, mă, s-a întâmplat câteva luni, că nu s-a întâmplat acum 7 ani, 5 ani, 3 ani. Dacă s-a întâmplat într-un cadru memorabil, așa... Da. Păi zi data, da. Hai că nu e rău asta. Nu știu data exact. Calculul meu între data în care ne-am întâlnit și prima dată când ne-am salutat a fost prost. 26 septembrie, 21 octombrie, ia zi. Oh! O lună. Și știam. Am spus 2 luni. Că am greșit eu. Ah! Ok! Păi vezi, nu mai ai dreptul să te superi pe ea. Tigrule! Ultima întrebare. La câți ani am învățat să cânt la tobe? Oh, bate la tobe? Nu te grăbi, te rog, gândește-te. Nu te grăbi, te rog. Gândește-te că o urci ușor. Hai că știi, we break through de fiecare dată și pe ultima stilă. I-a dat hint, o urci ușor, înseamnă că e la bază. Asta cred, am încredere, chiar am încredere în ea. E decisiva, da? Nu? O urci ușor, a zis. Am nevoie de un lac. Bun. 14. Cum? 15. La 15, hai să mergem la 15 atunci. Te rog, te rog. O urci ușor înseamnă că era pe lângă scara acolo. Răspunsul bun este... Asta. Pepene roșu, gălbenuș de ouă și cred greșit. N-a nimerit, ia, cât era? Să zic că, 16. Din păcate, nu ați trecut proba. Zi-mă cât era, că-s curios. Domnul Dani, spuneți. Cât era? S-a pierdut. Să spun, la câți ani ai învățat să cânti la tobe și cu cine? Sau cu... La 6 ani aveam tata în studio și aveam tobe acolo. Te rog să-mi spui câți bani ai investit în activitățile Oanei de a se cățăra și de a-și aduce aminte lucruri? 600 de euro. Puuu! 600 de euro, aproape cea mai mare sumă din concurs. Mamă, vine să vomit în continuu. Dacă o aveam pe prima, era... E o chestie pe care am vorbit-o odată în viața asta. Nu e adevărat, mă supăr și mai te bagi și mai adânc. Te bagi mai adânc. La câți ani am avut accidentul de motocicletă? Aici l-a rănit un pic pe el în orgoliu. E frustrant, e frustrant. Cred. Ce, bă, tu te-ai supăra? Nu m-aș supăra, nu. Eu nu m-aș supăra. Că nici eu nu le-aș ști, de asta nu m-aș supăra. N-am pretenția la altul să știe ce eu n-aș ține minte, căcat. Da, ți-ți pare importante lucrurile astea să ții minte? Nu. Ajută cu ceva în... Da, să ții minte o aniversare, o dată, zile din naștere, dar cumva e o chestie de... Nu, eu cred, să nu se speră lumea pe mine acum. Eu cred că oamenii care n-au alte lucruri importante de care se agațe sau care nu fac foarte multe chestii în viața lor, de cuplu, de profesională, personală, așa, se agață de niște chestii de-astea super importante care pentru ei sunt wow, ce mi s-a întâmplat în ziua aia, trebuie să o țin minte, trebuie să... Eu dacă mă pup în fiecare zi și pentru mine... Îmi place la fel de mult în fiecare zi ca în prima zi când am pupat-o. Nu e atât de important prima când am pupat-o sau când i-am zis prima oară te iubesc, dacă la mine sentimentul ăsta e constant. Nu. Da, eu consider că astea sunt niște lucruri neimportante. Deloc, adică nu te fac. Adică n-arată exact, n-arată asta că o iubești mai mult sau mai puțin sau... Nu, nici eu nu cred. Am fost atât de supărat pe moment încât... Da, pentru unii contează mult. Le știai, frate, și le știai bine și le-am vorbit de o grămadă de ori și mi se pare că nu e scuză, dar e ok. Foarte blanc. Și chestii la care nu mă așteptam să-mi răspund. Ai părut foarte supărat după probă și Oana, foarte dezamăgit mai mică decât de mine și... E mai mare ca el? Nu, decât Delia, e mai mică. Da, mă, da. După probă a avut senzația că nici nu vrei să mă vezi. Deci, ca să ne înțelegem, singura chestie care m-a deranjat este întrebarea cu accidentul și cu vârsta cu accidentul. Acolo aia, pentru mine trebuia să fie. A fost dezamăgire. A fost super importantă pentru el. A fost o dezamăgire, da. Da, bă, dar au fost pe aproape, că eu nu văd. Nu, probabil s-a supărat că au vorbit acasă. Nu cred. Ba da, că am și discutat mult despre asta, că îți dai seama că s-au gândit ce ne întreabă ei acolo. Hai să... Ce-ți place? Cartofi prăjiți. În ce dată v-ați pupat? Știi? Și poate n-a ținut minte, săraca. Probabil am avut emoții, nu știu. Nu știu să-mi spun. Bani, am zis că e de cățăraci, că... Da, Înțeleg că n-a fost o chestie îndreptată spre mine neapărat și că așa reacționezi tu când te simți încolțit. Simți nevoia să te aperi și ești un om care are o voce mai puternică și... Da, da, te înțeleg. Bravo! Bravo! Stai, că nu vreau să-i dăm pe toți, că o să stăm 3 ore. Stai că nu mai știu că la care am râs mult. Deci e așa... Da, da, să văd. A, aici, da. 3. Cine? 2. Sorin cu Daiana? Prima întrebare. Cu câți ani în urmă ne-am cunoscut? Cu câți ani? Cu câți ani în urmă ne-am cunoscut? Cu câți ani în urmă ne-am cunoscut? Început să număr. Deci, decembrie 2015, 2016. Măi, ce nu-mi iese? Nu înțeleg. Ăia sunt 9, toți 9. Cum? Din 15 în 23, 8. În 2014, decembrie 2014. Uite-te la mine. Câți ani în urmă ne-am cunoscut și repeta, mă, și întrebare și ea. Ne-am cunoscut! Cu câți ani în urmă ne-am cunoscut? Oricum mai dau, sunt 9. 9? Răspunsul tău e 9. Schimbă-l dacă te-a mai întrebat odată, e logic că nu-i 9. El fost lentă? El se mișcă lent. A fost lentă? Nu te miști repede. Ce dracu-i dau. E clar că nu e cel corect. Cum pui mei? Câți? 8? Explică-te cât timp pui astea. Cu cât timp în urmă ne-am cunoscut? În decembrie 2014. Zic, las-o așa. Cunoscut, nu pupat. Aoleu, să... Hai, bă, că ți-o de 1000 de ori, măi, femei. Am ascultat întrebarea cu calm până la capăt. În momentul în care a început întrebarea, deja în mintea mea era de cât timp suntem împreună, pentru că probabil cumva mă așteptam asta să fie întrebarea. Îmi place să merg la pescuit, câte kilograme a avut cea mai mare captură. Hai să-mi bag. Da, mă, dar grele astea, mă. Pește mare, bănuiesc. Asta gen femeie sau partenerul cât de atent e. Da, da, da. Dar nu știu, mai mult de 31 nu se poate. Dă-mi un număr, până la 31. Că-s 31 pe... 27. Asta deja era. Nu reține toate punct. Deci cifrele sunt amintuine. Dar e clar că e incorect, pentru că avem aici... Ceai verde. Ceai verde, oh, nu e rău. Ceai verde. Sos de roșii. Sos de roșii. Pune că pierdem timpul, mai avem mai puțin de 9 minute. Așa nu e rău, e luat în... Dacă mai greșim o singură dată, mai pune ceva. Jocul ăsta. Hai, iubirea, hai să-i rog. La aia cu peștele. Vezi, se treabă. Am fost aproape cu 27-le ăla, că am înțeles că răspunsul corect era 24. Câți ani am avut pe Max? Câinele meu ciobolesc german. Asta sigur. Câți ani am avut pe Max? 8. Du-te repede. Un croissant! Croissant, a nimerit, mă? Da, mă, a nimerit una. N-aveam cum să nu știu de Max, că nu, n-aveam cum să asta, n-aveam cum să nu știu. În ce dată a avut loc nunta noastră? Pe ce dată a avut loc nunta? Cununie sau civil, sau... Nunta, aia frumoasă, nu? Nunta! Nunta, da! Frumoasă. A fost... 9 iunie... 1000... A fost... Nunta! Nunta! Data de... Ziua te interesează. A, ziua, 9. Mi l-ai mai dat odată 9, e gol. 7 iunie, uite la 7. Îmi place de el ca personaj. Da, e foarte bun. Nu e 7, ultima 6 de bine. Nunta, Daiana! Cu ani și cu date nu e punctul meu forte, ăsta este adevărul. Pe 2 iunie, sper. Și 9, 7, 2, 3. E clar că nu știu, 2, 3, e în iunie. Ok, mă duc la 3. E în prima săptămână din iunie. Ce era? Parcă 6 era, am văzut asta. Apă minerală. Te e de bine oricum. Gem de portocale și din nou căstraveți mureți. Deci e clar, răspunsul era incorect. Deci care era? 6, parcă. Stop cronometru, dragii mei. Și zice că intră vineri, zice ea. Anul ăsta, înainte de aniversare, și m-a întrebat ce zice, bă, eu am crezut că e întrebare capcană. Zice, când avem noi de la Nentoanul și m-a luat, zic, stai să vezi. Zice, că nici eu nu știu. A, e în regulă atunci. N-am vorbit despre ce am vorbit acum 2 zile. Cine am și niciunul dintre noi? Păi, ba da, că ți-am spus. Ce mi-ai spus? O să fie hăituită de femei și apreciată de bărbați. Bineînțeles, se că... Vezi? Uite, nici aia nu știu. Și uite, vezi? Da. Bun. Deci v-ați căsătorit într-o zi de... Vineri. Iunie, dar nu mai înțeleg. 4 iunie, tată. 4. Băi, au zis 2, 3, 7. A fost vineri, Bună și muzica, cine pune muzica? Foarte bună. Și cât de curajos ai fost? Eu aș pune 3 euro pe mine la proba asta, dar ți-am zis că sunt într-un concurs unde un pic trebuie să și riști, zic, costă 150, hai dacă este, nu știu, se simte wild astăzi, să spune 200 maxim. 200 de euro. Eram sigur. 200 de euro. Aia că n-a pus mult. Hai, la noi știi oricum nici pe 5. Care era? Ia! Ce ani e construită casa noastră? 1866. 1781. Bă, altceva! De la șemineu din subsol. E trecută data, acum de 12 ani. Nu ai idee de câte ori am povestit altora despre acea bârnă și când este casa construită și de fiecare dată am zis corect când este casa construită. Deci ei au o bârnă, mă, în casă pe care scrii, na, nu ți-i treabă, când îi construi blocul. Bă, eu știu când îi construi blocul tău. E, dragi, cu un an înainte să mă mut. 2016, cred, 15. Da, e, la mine 2008. Dar îmi place când... Știi când nu știi exact răspunsul, dar tu ai ceva în cap așa și dai în când 1866. Ok, 1790, nicio treabă. Nicio treabă, nicio treabă. Da, deci la ăștia am râs. Aici nu prea am râs. Emi, Mădălina, da, vezi că e foc, Mădălina. Îi dăm? La ce vârstă m-a învățat bunica mea capitalele lumii? La 3 ani. Nu știu dacă e unde trebuie să iei. Auzi, nebunul știe la 3 ani capitalele lumii. Aud întrebarea și mie să-i răspunsul, știu, nu stau să-l gândesc, să... Și eu tot cu bunica mea învățam când eram mic. Da, mă învățam matematică bunica mea. Mamă, da, ce-am luat-o, ești nebun. Bravo, bine, bravo, bine, bravo. Mănâncă? Hai, bine. Mănâncă. De la câți ani este angajată mama la Poșta Română? Privirea la mine. De 25 de ani. Nu! De la câți ani? Și când văd, și început să gândească. 3 secunde. De la 18. 18. Mamă, bine. Bine, bine, ești nebun. Uneori ajută, alteori dai greș. Vom urca împreună... Doctor, medic, ceva. Împreună... Biscuiți! 18, 2 din 2. Da. Dar a stocat tot timpul chestii nefolositare în minte. La ce număr am locuit pe strada Ferișorului? Îmi veneau și alte numere, asociam cu Târgu Jiu. Ții minte de-astea? Tot felul de numere. Adresele vechi? Da. E cea veche, e cea nouă, încercam să-mi dau seama. Nu, n-am idee. Mă gândeam acum dacă mi-aduc aminte astea. Nu țin minte, mă, eu abia țin minte. Mie mai povestesc colegi, prieteni. Băi, mai știi când am fost acolo? Deci eu știu Speranția. Speranția? Teodor Speranția. Asta e în București? 76. Victoriei. Da, pe aia de acasă din Bacău, mai ții minte? Normal, Carpați 2. Gheorghe Sachi se chema și după aia a transformat-o în Macedonă. Macedonă? Macedonă. Ce vrei să mâncăm? Ca să dăm comandă. Vrei rău? Ce mai fac când Radu Darie? Nu știe că am început. Nu știe. Ratează el acum marketingul ăsta. Ia să-l sun. Ia sună. Nea Radu! Mi-e foame, nea Radu! Radu! Darie! Bă, dar ce dor mi-era să-mi bag! De ce, mă? Să facem asta, ești nebun, ne-am distrat, deși atunci eram... Darie! Deși atunci eram, eu eram terminat cu insula. O să fii surprins, l-am sunat în viața lui. Ia! Păi de asta nici nu-ți răspunde, că zice, mamă, sigur vrea ceva. Sună din buzunar, zice. Sigur vrea ceva. Radu Darie nu răspunde. Sâmbătă la ora 1, cred că e la branch, la el acolo. Ia. Ai accesat mesageria? Cine mai are Darie mesagerie vocală în 2024? Vezi? Deci, bă, ăștia zbrici, n-ai treabă cu ei. Da, Emi cu... Așa? Lino cu Delia nu prea au ghicit. Acum stai. Ce urmează? A doua zi, proba fetelor. Fetele au avut... Proba băieților. Băieții au avut aia cu... cu durerea. Cu durerea. Mamă. Ia. În momentul să vă spun despre ce este vorba în proba de astăzi. Este proba băieților. Bun. La mulți ani nouă. Proba nu este foarte complicată pentru că... Ești rezistent la durere, mă? Prin ea, teoretic, anatomic vorbind, ați putea trece oricare... Nu urlu. Nu-mi place, dar nu reacționez vocal. Ce mai e asta? La tatuaj te-a durut? Da. Depinde, nu peste tot. Și ai vocalizat? Nu. Au mami. Sau au mami. Asta cred că e una dintre cele mai neașteptate probe din... Eu aș fi curios. Sună Cuza? O fi cu Radu Darie? Hai să-i răspund lui Cuza. Nu-i prea-i răspund niciodată nici lui. Spuneți. Am și o întrebare, că tu ești cunoscător. Sunteți pe speaker, sunteți în podcastul Auzi? Fierți pe Power Couple. Iartă-mă puțin. Spuneți. Că aveam căștile. Am și o întrebare, că tu ești cunoscător, real acum. Ești pe speaker, da? Sunt la Londra. Nu, sunt pe căști. Mă, boule, la mine ești pe speaker. Ești în Londra? Spune. Da, și voiam să te întreb, merită să merg la Fantoma de la Operă? Merită să mergi la Fantoma de la Operă, da. Merită. Dacă ai răbdare, pentru că este ușor plictisitoare. Eu aș fi curios să încerc asta. Să naștem? Dar ce ești nebun la cap? Da, mi-e teamă. Știți că anatomic, științific, se spune că voi rezistați la mai multe tipuri de durere mult mai bine decât noi. Dar după ce am văzut proba, dai pauză. Și am vrut să chem pop. Da. După ce am văzut proba, cred că corpul și mușchii ți se obișnuiesc cu durerea. 100%. Pentru că ai văzut că mulți la nivelul 1, 2, 3, i-a rupt în 20, după aia se obișnuiește corpul. Și abia după aia la final, da. Exact. Păi da, mă, e ca atunci când faci sală. Prima serie, de exemplu, cu niște greutăți, se pare și bă, ești prost la cap. După care îți vine apa în mușchi și te obișnuiești. Corpul a învățat durerea. Exact, da. Și ți se pare mult mai cred că e bun. E rău, băi. Eu, ca să înțelegeți, eu am făcut o dată treaba asta, un prieten de-al meu și-a luat un set din ăla, un prieten de-ai mei. De-ai mei, da. Sau al meu. Un prieten al meu prieten. Așa. Și-a luat-o din astea, de pus pe corp, niște chestii. Și era wireless, nu știu cum mă rog. Da, știu că era. Groaznic? Groaznic, bă, ești nebun. Erau de-alea de curentat, nu? Îți puneai senzori. Da, nu, erau de-astea medicinale, adică costau mult, că la un moment dat am zis, am eu și eu. Ești nebun, nu, și am făcut la el acasă, e groaznic. E groaznic, nu, ce au făcut ei acolo, doamne ferește. Am crezut că mă despart de familia mea. Dar ne face epidurală sau? Eu vreau să dați pe... Aici nu mai era râsul lor, s-au schimbat la față toți. Să jucăm relaxare. Exact. Sigur, nu știu ce, dar ochii sunt așa. Am nicio problemă, e ok. Da. Tu colcă, e niște chestii, niște mămăligă fierbinte sau... E rău. Bărbații vor veni în clinica mea. Unde avem... Tu n-ai văzut asta. Ba da, am văzut un pic. Ne-am văzut pe toți. Real simulează dureri din timpul travaliului. Sunt matematic calculate pe o scală de la 1 la 9. Cel care rezistă la 9 în timp dat trece proba mai departe. Ești prost. Doamne ferește. Acum vreau ca fiecare dintre voi să se gândească la soț, iubit, logodnic. Dacă el va duce proba asta, durează și doare. Mi-e bine să plâng deja. Pot să întreb unde doare? Păi pe abdomen. Doare? A întrebat dacă eu până pe testicule sau nu. Te rog. De ce dai din mâini? Că nu, asta nu... Și cum? Îi pune senzoria? Reformulează întrebarea. Vreau crezut dacă se leagă de testicole sau se pune undeva pe abdomen. Da, e un sac așa, ți-l bagă pe... Nu le dai idei. Îți cufundă ceva și... Dați-mi un scaun, ceva, pastilele. Știi senzația aia? De ce? Când te bagi într-o cadă prea fierbinte și primul contact e cu gonadele. Da, ești nebun la cap. Zi-mă, care e cea mai... Băi, lasă-mă, ce vrei? Care e cea mai puternică durere pe care ai avut-o în corp până acum? Când am făcut smulgeri de ligament. Cum adică? Ți-l-ai spus singur? Ce facem azi? Smulgere de ligament! Da, hai să-mi iau un ligament să mi-l smulg. Numai la basket. La basket am sărit la mingi, nu știu, când jucam. Eram în echipă, adică aveam meci. Așa. Și când am... Mai știi basket? Continuă. Auzi, la edit... Continuă! Să-i tai volumul. Să-i tai volumul când zici de asta, că mă nervi. Așa. Am sărit. Deci tu ai făcut basket profesionist? Da. Băi, oricând te bat. N-am văzut chestia asta, n-am văzut. Oricând te bat, de dracu. Nu mă îndoiesc. Așa. Și în timp ce cădeam, în aer, mi-au atins ăla cu piciorul meu. Un pic doar. Așa. Mi l-au dereglat. Și ai căzut prost. Și am căzut cu piciorul așa, bărt. Da, am căzut, bosule, o pocnit. S-au auzit în sală. Ligamentul la genunchi, bănesc. Nu la genunchi, la gleznă, mă. Am căzut cu glezna așa, direct pe gleznă. Și te-a... Deci fii atent, nu știu cum să te explic, dar durerea, mi-a venit un val. Da, încep să-ți pierzi conștiința, îți veniți vomiți și bă, nu știu cum zic, nu mai e durere de aia, au, adică se schimbă felul, tipul de dureri cumva, te doare în corp și îmi venea să leșinești prost, deci mi-am pierdut-o din aia, îmi venea să vomit și urlam, îți dai seama că a fost ceva înfiorător. În maxim 30 de secunde s-a făcut piciorul atâta. De la tot ăla, mă rog, mi l-am pus în gips. Am aștept, mi-o dat cu ciocănel din ăla, să ducă lichidul, să nu știu ce. După aia la doctor, adică după, știi? La fel și eu, am pățit la metrou, am sărit căcatul la metrou, venea ultimul metrou și am căzut, am sărit scările toate și când am aterizat, am aterizat prost cu piciorul așa. Și am apucat să mă urc în metrou și am leșinat. M-am trezit oamenii. Deci m-a luat așa, exact așa, am simțit un val de ăsta așa, s-a făcut negru. Da, e groaznic. Cred că e atât de puternică că durerea, corpul zice... Cred că se protejează corpul și își ia din resursele, nu îmi dau seama cum naiba. Da, ei, și după aia mi l-am pus în gips, trebuia să stau o lună, am stat o săptămână, n-aveam cum, mi-am dat singur gipsul jos, mi l-am tăiat. Da, exact așa am făcut și eu. Și după aia am rămas cu sensibilitate și mi l-am mai rupt odată. După aia mi l-am mai rupt odată. M-am dus la basket, zic, bă, hai, măcar alerg așa ușor, ușor, ca să nu știu ce. Și aia jucau, he. Și zic, hai că intru un pic, dar joc liniștit. Și că a trecut unul pe lângă mine, am vrut să iau mingea de pe la spate, l-am așteptat să treacă, i-am dat și am călcat piciorul lui. Dar un pic! Buf, iar mi l-am rupt, rău și... După aia îți dai seama, am stat cu el în gips, am dat sensibilitate. Și după aia mi l-am scrântit pe stradă. Mergeam pe stradă, am călcat într-o ceva mic. E, ce înseamnă recuperarea? Să stai cu el în gips că trebuie? Da, neapărat. Dar m-a mâncat gipsul ăla de... Da, păi de asta l-am dat jos. Ești nebun. Și-am căutat cum să-l tai, cum să nu se tăia. Eu mă scărpinam cu rigla. Băgam rigla pe acolo și da, e groaznic. Și după aia Radu Darie. Doamnelor și domnilor, urmează un moment publicitar. Alo? Da, colegul, eu te pup. Sunteți pe speaker. Aoleu. Ne-am gândit să vă anunțăm că tocmai s-au reluat filmările pentru podcastul Fierți. Invitație să vă aduc ceva de mâncare și să zic și eu. Tu-ți dai seama că el nu te sună să te întrebi ce mai faci, Radu? Ai nevoie de ceva? M-am gândit că avem niște minute moarte pe care le-ai putea umpli cu puțin marketing. Umple. Ce frumos. Ce frumos. Cum vi se pare acest telefon? Cum vă găsește? Mă găsește bine, mă găsește în prag. În prag? Sunt în pragul colapsului. Pomita. Am înțeles. Nu, ia uite, întâmplător e și la pizzerie. Iată. Exact. Dar voi filmați acum, nu? Că mi se pare normal că acest telefon să vină în momentul în care se întâmplă. Exact, pentru că noi ne-am adus aminte acum, când deja s-a făcut comanda. Ai făcut comandă? Nu a făcut-o? N-a făcut! Auzi, trimite noi șofer! Așa, uite, dau acum drumul la niște sandwich-uri, nu? 2, 3 pizza. 4 pizza. 4 pizza, da? Bine, gata. Tot acolo se filmează. Tot în același loc, e aceeași treabă. În anul acesta putem să depășim... barierele online-ului? Dar nu, să evoluăm puțin și să trec și eu de barieră. Adică eu ca și moldovean sufăr pe tema asta, știi? Că deci, de asta și la intrați, nu parcați la vizitatori acolo, că deja ați trecut un rang. Avem sunați un sezon. La barieră, da. Faceți dreapta, ocoliți clădirea prin dreapta, sunați la barieră și s-ar putea... Parcați o cameră video acolo. Vă uitați la camera și o să vă recunoască și o să vă dea drum. Dacă nu îl sunați pe Joey, că are numărul tău? Ar trebui să ai număr. Dacă nu îl sun pe Florin, oricum. O să vedeți aici ce frumos e, că am făcut altfel, cu mai mulți bani, cu ecran, cu astea. Da. Putem să vă punem și logo aici la... Acolo cred că ar trebui să plătească. Cu Netflix. Scuze-mă pe mine, Florin. Da. Și ce crezi, de data asta emisiunea este și cu acordul Antenei 1. Da. Deci, vezi? Asta sună disperare. Nu știu cum sună la voi, dar la mine cam așa. La noi sună o colaborare fructuoasă pe termen lung. Da. Doamne ajută. Doamne ajută, asta zicem. Acum dăm drumul și... Perfect. Mulțumim. Să nu ne faci o OZN-uri de alea de faci tu, că pui ananas cu trufe și cu rucola. Nu, mă, pâine cu carne. Nu, mă, nu. Îi dăm pe bătrâneală. Așa. Pâine cu carne. Mulțumim. Bine, acum dacă ai ceva dulce și cu mâini, n-am zici nu. Vezi că a făcut o tartă, se cheamă Pornstar Martini, exact cu gustul ăluia. Nu știu dacă o are acum, dar putea, cred că are. Bine. Te pupăm. Hai și mi-e foame. Abia aștept să mănânc ceva de la Radu Darie. Doamne. Auzi, dar noi suntem pe speaker acum. Da, ești înregistrat. Da. Ești chiar lângă microfonul meu ăsta, scump. Am înțeles. Bine. Da. Vă așteptăm. Suntem îmbrăcați în negru, dacă vrei să te îmbraci la fel, ca să arătăm bine în cadru. Tot la fel. Tot la fel. Tot la fel, da. Vă pup. Bine. Pa. Goodbye. Hai, că și mâncăm. Deci o să înscrie, și așa înscrie lumea în fiecare neață la neața, că sunt un fomit și mă duc la neața ca să mănânc moca. În 12 minute de acum vei fi lăuză. Mamă, fii atent. Asta mi s-a părut cel mai tare, că i-a lăsat pe ea doi să aștepte. Deci, producția a fost, bă, genială, ești nebun. Că aia să auzi când te duceai la dentist, mai știi? Și stăteai pe hol. Și să mai auzi. Bine, acum nu prea să mai aud. Nu se mai aude. Mamă, păi eu eram pișat pe mine la dentist. Și eu. Acum nu mai mi-este frică de dentist, mă duc cu drag. O salutăm pe Irina. Altă cea mai nasoală durere, aia de dinți, de nerv, de când îți atinge. Nu mai vreau să mi-ai aduc aminte, pentru că eu am povestit la Giană cu Drăgulin cum mi-o tăia ceruguri, cum mi-o făcut trasă pielea, să-mi acoperi ceva acolo, e ceva, uitați-vă la Geană, e ceva groaznic. Am trecut prin niște chinuri groaznici, mi-o cusut ceruguri cu de-al... Dar ce ai avut? Tu erai negru în ceruguri, de cât de rău vorbeai, ți-a scos negru. Ca măgar în vârful... Asta cred că o să le cenzurăm, că nu ne lasă, na. Știi cum e, cu puța, cu alea, cu așa. Am făcut ceva, milenii să-ți povestesc acum. Da, infecții, te-ai infectat sau ce ai făcut? Te-ai lovit? Extracții nefăcută bine. Așa. După care, când nu s-a prins șpârla aia acolo, pielea, da. Și s-a făcut ca un fel de bucată de piele. A murit țesutul. Ceva, dar și era neagră. Ăștia când au văzut, au zis, e groasă. În spate aici am crescut eu măsea între două măsele, stricase, mi-o scos-o pe aia. Și au zis, în locul la extracția aia trebuia să-mi pună implant. Mi-o tăia pielea aia, dar nu mai avea ce să pună peste, ca și carne, ca și... Ah, și ți-a luat din ceruguri. M-o tăia pe ceruguri, mi-o tras pielea, mi-o pus-o acolo, m-o cusut, o așteptat ca așa, după aia măsea aia stricată pe care o extras-o dintre alea două, mi-o curățat-o, mi-o pisat-o și mi-o făcut os, adiție osoasă. Ridicare de sinus, știi cum e? Nu. Te spune deci când îți faci extracția. Dar unde e sinusul? Ajunge pe aici, nu? Aici. Da, unde au legătură, sinusurile au legătură cu așa. Și îți bagă ca un fel de... să zicem rudimentar, daltă, în osul ăla și îți face câte o cănelă. Pe mort? Pe anestezie, pe mort? Da, îți dă mereu. Pe anestezie. Pe anestezie totul, dar oricum. Locală? Simți, da. A, deci nu te adorme. Nu. Eu ceream gaz de ăla, Ilarian. Mamă, ce bun e ăla. Vezi că-s bunele. Sunt bune anestezicile alea. Da, și îmi dădeam cu gaz de ăla. Unul știi că are legătură cu cocaina, adică e din aceeași familie. Articaină se cheamă. Aia folosesc acum la xilină și articaină. Ah, da? Dacă, corectați-mă, doctor, că acum sigur toată lumea e doctor și în comentarii, evident. Da, dar așa mi-aduc aminte că... Da, nu, gazul ăla e tare. Da, te liniștești, deci mi-aș lua acasă înainte să mă culc. Un pic cu un gaz de ăla, să trag un de ăla și zic, hai, ești prost la cap. Ceva să vină și taștă. Este aici. Aținătorul! Ce faci? Mamă. E groaznic. E prea tare proba. Deci mi se pare genial. Jur că n-am cuvinte, e prea tare. Băi, Dani, cine ar fi crezut că în interval de 6 luni poți să ai 2 copii? Ea tocmai a născut. Da. Am întrebat pe Dani, zic, tu ai făcut, mă, ți-ai pus senzore? Nu. Tu ai fi încercat? A fost petrecerea de lansare, să știe lumea. Ai fost la petrecere și puteai să încerci proba asta. Păi mi s-o propus. Eu am avut cântare, dar m-aș fi gândit. Mi-ar fi plăcut să o încerc, dar să o încerc fără miză, mă cac pe aia durere, nu stau eu să fac. Dacă avea o miză așa, probabil aș fi făcut-o. Fiind acolo, n-aveam de ales, dar trebuia să o fac, dar nu... Au făcut-o, intrați pe Instagram, au făcut-o Cuza și Bucălaie. Ce? 1 până la 4, 1 până la 6. Da, a zis, Bucălaie și-a băgat celei, a zis, opriți-o! Opriți-o! Bă, ca Natanticu, știi cum a făcut Natanticu? Jessica, oprește că dărâm astea! Tu n-am să oprești, tu râzi la mine! Așa, da, l-am văzut, dar nu l-am lăsat aici. Jessica, nivelul 1. S-a văzut o naștere. Nu zice, omul la nivelul 1, zice să-i... Deja mă ia... Te concentrezi. Respiri. Dacă a zis U la prima. Serios, nu ține că o să leșini aici. De asta mi-era frică. Să nu bubui inima sau să leșin de durere. Nivelul 1. Băi, Dumnezeu. Dumnezeu, Natanticu. De că nu știu dacă... Direct, fără anestezie, ce-i face, mă? Natanticu era panicat. Mare. Ce se distrează. Stai liniștit, Roma. Dar real, real, îți vine să râzi, băi, doar că nu poți. Dar și momente mai lente. Să te râzi, Lizzie, cum sunt eu acolo, nu știa să râdă când râdea Roxana. Vedeam afară din Malta. Roxana râdă, să știți. S-a enervat Natanticu și pe Lizzie, că râdea. Da, da, da. Jessica, never you ready, când ești... Am trecut primul minut, trecem la nivelul 2. Să fie mai bine. Credem, va fi tot mai bine. Roxana! Nu pot să... Nu știu dacă e neapărat un vis a tuturor să ne lăsăm. Eu ești nebun la cap. Și bă, ești prost la cap. În camera de așteptare acolo? Bă, ești nebun. Îmi cer scuze. Câte un minut fiecare nivel. 9 minute în continuu, așa. La revedere. Nu mai puteau încurgeau lacrimile de rând. Și nici nu-i constant, știi, te lasă un pic. Mai zang, îți mai dă două de alea. Ce mi-a fost dat. Tu dai seama că ce... Eu cred că fugeam de aici, din scala de așteptare. Voce de bărbat. Te mai și leagă de pat, că e legat de picioare acolo. Am numai vocea lui Lino. Ăștia traumatizați. Voiam să plec, nu... Ce fac rău? Pe mine m-a luat cu rău de aici, de că eu când aud pe alții că sunt în durere, mamă, eu... Decât să fii acolo, în foc. Exact. Da, doamnă, cac fie de bani, ești nebun. Tu poți să spui, mă mici. Dacă a zis tot asta, dacă a zis duce acasă, Emi. Duce acasă, mă! Ce durere e în capul nostru! Da, da, nu e în capul nostru, e pe corp! Da, uite genunchii mei! Doamă, săracul-i desfigurat! Dar un capul tău, mă, de bani. Că e așa rău cum face ăsta și ăsta e bărbat. A, a rezistat, mă! 3 minute, asta e tot. E capul meu! Uite-mă cum îți face ăla de te mișcă de... Avem 7, 8 și 9. Nu mai poți să te gândești. Nu știu, ești tu cu durerea ta. În mintea ta, ai mușcat și ai trage și ai sparge și ai... Hai de capul meu! Mamă, mamă, mamă! Mamă! Mamă, mâncați-aș gura ta, ești penultimul nivel, coaie. Te-aș strânge cineva de gât până la epuizare. Eu, iubire, tu știi cum o știu. Nu știi. Da. Nu poți să-mi juri pe gură. Asta e și făcut. Se obișnuiește. Leu, ești prost la cap. Și mi-am pus un scaun în cap, m-am ascuns, nu știu ce s-a întâmplat, nu mai știu absolut nimic. Te pup baftă. Îți vedea să pleci, dar unde să pleci? Am luat scaunul. Unde să pleci? Na, ce să faci? Ce să pleci? Eu mă opream la prima. Da, din prima ziceam, au mami. Când o dat drumul Jessica, a stat, au mami. Gata. Cât să vezi pe ăla că se ghimă. E rău. Dar fii atent, am mai 8. Au, mami, și oprește din concurs. Ar fi păcat la nivelul 8 sau 9. Doar au, mami, și pot să opresc totul și aici. Mamă, săracu. Și trecem la ultimul nivel, atenție. Băi, foarte rău, bă. A trecut minutul. Lasă-te, bă, Level 9. Mamă, Level 9. Asta este ultimul. Bă, băiatule, bă! Bă, extraordinar! Nu m-am auzit niciodată făcând așa de durere. 20 secunde, Caterina, că nu spui 20 secunde. Auzi muzică, auzi tu muzică. 3, 2, 1, 0! Bravo! Mă zici că născut! Băi, zici că născut pe bunii, băi, eu, dar lacrimile, ești prost! E viu? Eu cred că mamele de asta plâng, bă, și unul dintre motive. De ce? Că ai rezistat? Doar, mă, bine, stai, că nascut din aia? Epidurală? Unii nu-și fac toate, nu. Nu, mi se pare cruntă. Bine! Eu cred că și corpul femeilor e mai pregătit. Normal. Pentru că genetic ai bagajul ăsta și corpul femeii știe să se aștepte la asta. Bă, dar mie mi-era frică acolo. Eu nu știu dacă s-au gândit concurenții. Să nu-i bubui lui vreunul în inima. Să nu te cași pe tine. Bă, bă, adică, bă, dacă îți bagă de alea în stomac, poți să te cași pe tine. Da, că îți relaxezi, contracte și relaxează toți mușchii. Ia stai, bă, că... Ce vrei să cauți dacă se cacă lumea pe aia când naște? Se poate! Pe cine suni? Pe mama! Pe cine suni? Păi de atunci să știi! Păi femeie, mă gândesc că s-o interesat. Asta vorbesc femeile între ele. Ai, tu ai născut, te-ai căcat pe tine când ai născut? S-o interesat. Pe cine să sunăm care i-a născut? Natural. Natural! Nu știu. Să căutăm pe internet. Femeile. Există riscul. Există riscul defecației. Bă, defecare. Durere ca durere. Dar eu sunt super empatic când sufere cineva lângă mine. Mă doare sufletul de mor. Când mă duc cu cineva și știu că e în dureri și simt eu că mă sfârșesc. Ce? Stai că nu scrii. Hemoroizii în sarcină. Nu hemoroizii. Scrie-mă, întreabă-l pe Siri. Pe Google. Întreabă-l. Există riscul să te caci pe tine. Dar nu cu caci, bă. Când naști. Bă, nu cu caca, bă. Nu, naștere natural. Ia. Naștere natural. Nu cred că a zis nimeni. Nu cred, mă, nu cred că ai risc. Ba da, pentru că eu am observat o chestie. La patul ăla ai o oliță. Nu, ai o gaură. Sub fund, cum ar veni, în fața. Și crezi că gaura e ca să te cași pe acolo? Da, da, pentru ce? Dar nu, nu, dai copilul pe acolo, sau cum? Pentru ce-i gaura aia? Poate să-ți pună o liță acolo să faci pipi. Sau să dai afară... Cum să faci pipi, bă? Pe unde, cum să faci pipi? Că e o gaură. Unde, mă, ai văzut o gaură în patul ăla? Te pune cu picioarele sus, așa. Bă, e bun, ia stai, bă. Ia stai. Stai așa. Pat, naștere. Bă. N-are, mă, gaură. Ba da, are o gaură. Are, bă, ești nebun la cap, zic eu. Nu, mă, cred că așa e construcția, nu. Ba da, bă, ești nebun, bă. A, ba da, e o liță acolo, uite, uite, are o liță. Păi și pentru ce e o liță aia? Să faci pipi, probabil. După când în timp ce faci copilul, bă, ești nebun. Eu cred că e cu caca. A, nu. Să se scurgă lichidul ăla acolo. Îi mai și tai la unele. Ce le taie? Puța. Fapt, taia. A, și se... Hai, mă, băi, depășește subiectul! Doamnelor, deci sunt femei care se uită la noi. Vă respectăm foarte tare. Ceva extraordinar. Da. Bă, extraordinar. Că treceți prin asta. Noi nu merităm nimic, bă. Auzi, mă, tu ai sta, că mi se pare că îi întreabă și pe ei mai încolo. Ai sta când ar naște iubita, soția lângă... Nu, nici. Mi se pare prea intim. Nu. Că eu leșin, eu ești. Dar dacă ar vrea, și eu leșin. Ori vomit, ori... dar cred că am văzut niște videouri de-astea cu unii. Mi-au arătat șoaricul cu tații care au stat lângă așa și li s-au făcut, făceau... Eu nu pot să văd că... Și să văd că se chinuie și urlă. Păi după aia... Normal că orice nerv are pe tine. Că viața ei se schimbă complet. Adică din moment ce o născut copilul, e grav, adică ea nu mai are. Și tu n-ai nicio treabă. Și tu ești, tu revii la... Bă, Ristei, hai să filmăm ceva. Îți dai seama. Și ea, săracă. Și ea, îi se schimbă corpul, îi se nu mai devine copilul dependent. Știi, Ristei, faci și noi un podcast. Și tu mai și zici, nu poți stai cu copilul, stai tu, te rog, eu am treabă. Filmez cu spic. Exact, ești nebun, e groasă. Așa, ia. Mamă, săracul și ăsta. 3, 2, 1, deja la al treilea am început să țin un pic mai tare. Toată povestea era mamă, săracul s-a exteriorizat asta. Lino nu mai știe. Vă rog, te sperii, bă. La 4, la 5, la 6. După nivelul 3 poți, Răducu, poți, tati, poți. Așa mă eliberez, stai liniștit. Stai liniștit că sunt bine. Fozi, scapul meu. Intens stai. Intens stai. Doamne! 4. Sunt aici. Vei simți un alt tip de contracție. Da, da, da. Pulsează. 10 secunde am la asta. 60. Am început să auzim. Mamă, ești nebun, atingi notile alea. Dacă vrem la balon acum. Ai văzut? 10 secunde până la pauză. 10 seconds. 5, hai, Dani! 4, hai, Dani! 3, hai, Dani! 1, play! Hai, Dani! Pauză. Salvadă. Deja în momentul ăla, noi, eu și Lino, ne-am speriat efectiv. În mintea mea atunci era... Mamă! Nu-i râsul lui! Doamne, te rog, Doamne, nu mai fac, nu mai beau, nu mai... Mamă! Au, mami, mă pot... Mamă, auzi sunetele ca și cum, nu știu, se taie un porc 9 minute în continuu, știi? Tu îți dai seama cum s-aude acolo, în sala aia? Și știind că tu urmezi? Bă, ești nebun la cap. Felul 7 se termină în câteva secunde. Erau niște țipete. Grav, bă, grav. Poți să te oprești acum, Radu. Un minut și un secund. Mamă, săracu! Și mai avem de stat împreună un minut. Mamă, deja în momentul ăla eram, dă-te, bă, mult, rezolvi, ești nebun la cap. Bă, săracu! S-a transfigurat. Transpiram palmele, transpiram tot, mi-era rău, mi-era frică. Eu cred că leșinam până să ajung acolo. Dar și mi s-a răcit corpul. Îl cred, bă. Am nevoie să trag de cineva care mă înțelege și care... Să renunți acum? M-a mușcat. M-a tras peste el. Nici nu mai atingeam cu picioarele. Mamă! Te podea. Mamă, mai are un nivel, bă! Mai are un nivel, bă! Mamă, sărac! Următorul, plicul meu a rezolvat-o. Zitani, corupt! Zitani! Prin bunăvoința Oanei, conține suma de... 450. Am mai avut putere, săracul! Da, bă, ești... Tu-ți dai seama dacă... Bă, tu-ți dai seama dacă... Dacă punea 50. Ust. Păi eu nebuneam. Deci, ia stai aici. Stai aici, acum dau la 9, direct. Aoleu, mâncați-aș gura ta. Momentele astea mi se par când pariezi pe cineva și pariezi cu teamă, evident, că nu vrei să pierzi tot și după aia când vezi prin ce a trecut și că a făcut, zici, bă, dacă puneam tot. Da. Bă, dacă puneam tot. Da. Așa. Deci... Stai, că... ok, nu-i arăt pe toți. Sorin, care a rezistat... Dumnezeu pe pământ, dar n-am ce să... Ci că a trecut printr-o boală, a avut niște dureri foarte mari. Cred că aici e asta. Nu mai știu ce sindrom, mi-a zis un sindrom. Clausul se manifestă la bărbați între 30 și 40 de ani, apare de niciunde. Asta e. La fel cum apare și dispare. Și este o inflamare a nervului trigemen, de fapt. Problema e că durerea asta, în lunile astea 3... când apar în cursul anului. Atâta durează. Atât durează. Și din astea 3 luni undeva, luna de mijloc este la apogeu. Ai 14, 15, 16 crize de genul ăsta pe zi de dureri de cap. Să nu dormi. Deci nu poți să dormi deloc din momentul în care încerci să adormi. Vine următoarea criză, pleacă una, fiind așa în lanț, e durere în ciorchine, de fapt, se numește sindromul ăsta cluster. Cluster? Sindromul cluster, cluster. Da, băi, groaznic. Eu am o prietenă, are niște dureri din astea de cap, bă, băiatule, nu există pastile, nu există din asta, bă, când are o criză din aia de nevralgie, Doamne ferească, nu ai ce să... E groaznic. Îți dai seama, el dacă o trecut prin alea, păi asta... Da, asta e vrăjeală. N-am arătat că ne uitam, el nu știa nimic, era... Super calm. Calm, da, era ok. Și el a explicat-o foarte bine, că nu s-a chinuit și a explicat că ți se obișnuiește corpul și... Exact. Intri de aia și dacă te calmezi, dar oricum, trebuie să fii strong și pe cap. Ce ai, bă, ești nebun, pentru ce? Pentru ce? Dar v-ați luat aiurea. Daiana și Sorin pe 3, dar și Mădălina și Emi care sunt acolo, da. Tudor și Ana Maria, Delia și Lino, Eliza și Cosmin, Oana și Tudor Radu, a rezistat, mă? S-au salvat, practic. A stat până la final, nu? Parcă da, da. Elena și Cerebel cu cei mai puțini bani în cosmic. Deci Elena și Cerebel sunt pe ultimul loc. Ca bani. Asta înseamnă, dragii mei, că voi doi, Elena și Cerebel, sunteți primul cuplu propus preliminar. Ui! Exact. Dacă astăzi, da, astăzi dacă o câștigam, nu eram la duel, dar cu o diferență foarte mică. Cei care se plasează mâine pe ultimul loc intră la eliminare. Așa, și după aia votează și ei. Se votează între ei? Ne vom vedea aici. Exact. Cu cele două perechi propuse pentru eliminare și va trebui, stând de vorbă, fără bilețele, fără biluțe, să spunem fiecare pe cine salvăm, cine rămâne aici și cine pleacă acasă fără niciun lucru. Aici îmi place mie, doamnelor și domnilor, când începe cârcoteala. Bun, deci astea au fost primele luni marți. Da, două episoade. Două episoade. Și acum mai avem partea cu ultima zi. Da. Asta n-am văzut deloc. Ai văzut? Un pic la început, dar după aia când le-am tăiat. Un pot suspendat. Foarte instabil. Da. Pe pod, noi am pus simboluri. Păi nu facem alt episod? Simboluri care au legătură cu viața lor de cuplu. În episodul ăsta vorbim tot ce s-a întâmplat în alea 3 și în următoarele două episoade ale noastre vorbim ce s-a întâmplat în alea 3 zile. Adică... Primul sărut. Nu, ok, bine. Primul cadou. Prima noapte împreună, prima vacanță, prima ceartă, ziua în care s-au mutat împreună, prima întâlnire cu părinții partenerului, primul te iubesc. Concurenții vor trebui să adune cele 16 simboluri într-un timp cât mai scurt, pentru că este și o probă contra cronometru. No! Apoi, trebuie să le așeze în ordine cronologic, exact așa cum s-a întâmplat povestea lor de cuplu. Ce a fost prima dată? Sărut sau ceartă? Bravo, e șeful, e șeful! Ai înțeles? Da. Ce? Trebuie să ia fiecare, să ordoneze în ordine cronologică niște momente din viața lor. Da, fiecare separat. Niște, da, îți niște din astea cartonașe cu simboluri care reprezintă. Da. Primul sărut, prima noapte, când te cunosc cu părinții la așa. Tu trebuie să le pui cum s-a întâmplat cronologic de când cu... No. No, no. Și aici avem așa, aici avem cred că două sau trei momente. Hai să vedem. Da, două momente la care au fost drăguți. Ia. Sorin, Daiana, aici este prima probă în care aveți drepturi egale. Prima probă de cuplu. Aveți drepturi egale. Începem 3, 2, 1. Nu s-a ce mai mișcă. Da, mă, mamă, pe-n pod ăla. E rău aici. Da, e rău. Sorin un pic mai curajos, Daiana e în fața dreptei lipsă și cred că are o mică problemă aici mental. O să fac proba orice ar fi, o duc la capăt, mai încet, mai repede, mai... Dar nu. Cel mai frică mi-a fost când am fost la Marele Canion. Și ai o platformă de sticlă pe care mergi. Da, nu. M-am dus, am făcut poză, dar... De capul meu. Fu! Bun. Uite-te la mine, te uiți la mine, da? Hai în Paștele. Cred că aici am eu probleme, acum pot să scop ăsta de pe... Bă, da, de ce cenzurează? Păi trebuie să apeși pe aia! Da, de cum de ce? Nu, că sunt două de alea. Ea făcea, da, pe carabina mică. Mai mare teamă în general. Dar trebuia să iei din carabina mare, că era mai mare distanța aia. Să pierd controlul. Lasă-mă să scop mizeria asta. De ce cenzurează căcat? Ăsta, incredibil. E frumos. Cacat. Caca. Daiana ceartă pe cineva, dar nu înțeleg pe cine. De faci carabina mare. Carabina mare, dar ușor, nu te stai panică. Foarte prost cu anger management-ul. Stai în picioare, flexează genunchii ca la... Nu mă desprind cu o mână de ăsta, eu nu mă desprind. Deschizi carabina mare. Hai mă că te ține de sus, ești asigurat. Dar vezi ce diferență el cu vocea. Ei, Daiana, știi? E mișto contrastul lor. Pe asta cred că așa trebuie într-un cuplu. Da. N-ai cum amândoi să fii ori calm, ori să te... Suntem alături de tine, încearcă să lucrezi cu ambele mâini ca să fie mai ușor. Iar i-a pus pe Alfes. Bă, dar mă pe fes ești... Da, da, eu știu. Nu-i stătea freza, poate, pe vântul ăla, pe astea. Sorin nu are voie să-ți atingă simbolurile. Stai cu picioarele așa cum stau eu. Am mare încredere în tine, ești femeie toată firea. Cred că e nasol. Acolo e rău, când te întâlnești. Da. Că tu ai tendința de asta? Deci știi cum e, ești asigurat, n-are ce să fii rău. Aici e, aici. Normal, eu m-aș fi căcat pe mine, ești nebun. Mi-e frică de înălțime, ca să știi. No, mă, săracă. Nu aș fi zis asta când am văzut prima oară. Nu mai știu ce înseamnă luna cu inimioare. La prima noapte împreună, indiferent dacă ați fost la interior sau la exterior, sau dezbrăcați, cea cu familia. Mamă, trebuie să mai țin de simbolurile și... părinți, ai tăi sau ai lui. Mamă, rupe, 8 din 8, direct, 8 din 8 facem astăzi. Hai să vedem, Sorin, sunt alături de tine. Hai să vedem. Daiana ne contraverifică. Daiana, ce ai pus la 1? Că i-am cunoscut pe părinții lui. Aici e... Noi am pus sărut. Păi cum? Bă, băiatule, ți-am cunoscut părinții în 2016. Eu nu trebuie să pun ce cronologia mea? Eu trebuie să o pun pe a ta? Nu contează pe cât părinți. N-am frici de astea de poduri și de așa. Păi cum? Am înțeles, nu. Oricare din parteneri, când o cunosc cu părinții unul, nu contează că am cunoscut. Dacă tu mi-ai cunoscut cu părinții mei, noi acum eu vorbesc cu Ristei, suntem în cuplu. Eu când ți-am cunoscut părinții, poate tu nu mi-ai cunoscut părinții în același timp. Păi mai tricky. Asta zic, că trebuie să știi din ce gândește ăla. Da, cumva din relația voastră. Bă, tu ai cunoscut-o pe maică mea și eu am cunoscut-o. Ăștia și-au cunoscut părinții înainte să pupe? Păi eu știu, poate erau colegi, poate. Dar el cu ce se ocupă, bă? Ia să vedem. Hai, eu până atunci dau aici. Dai. Atunci a fost frică. Deci am înghețat. Dana, noi la 2 am pus prima noapte împreună. Primul sărut. Da. Păi s-au decalat toate, la revedere. Corect. N-are sens, suntem 0, suntem pe ultimul loc, gata, la revedere, am pierdut, plecăm acasă, nu avem niciun răspuns care să se suprapună, nu avem posibil. Ce ai pus la 3? Prima noapte. Ha! Noi la 3 am pus te iubesc, până acum n-avem... Nu, n-avem niciun punct, e clar, e la revedere, n-are sens, n-avem niciun punct. A greșit de la prima. Ce-ai pus la 4? Cadou. Pentru că la mine este, am cunoscut familia, primul sărut, am început să fim împreună, după aia prima noapte de dragoste, după aia mi-a cumpărat el niște schiuri, ăla a fost primul cadou, după aia prima ceartă a fost după faza aia. Eu cred că... Noi la 4 am pus... Mutatul împreună. Mutatul împreună. Ce-ai pus la 5? Că-l crăpul, arunc în ocean aici, deci mă întorc singură la mine. Nu-s gătă-o, mă, ia-mi rău acolo! Bă! Mamă! Prima ceartă, ne-am certat înainte să ne mutăm împreună, ești idiot? Bine să nu mă mai problemă. Ești idiot! Nu știu că auzi, că de bun nu se aude. Ce frate e asta, bă? Băi, nu știu dacă auzi, dar tocmai te-a făcut idiot. Voi, adică te empatizezi pe el, este? Tocmai nu, am descoperit că femeile sunt judecătorul suprem la calendar și... Vrei să mă apuc de tine acum? O să fim pe ultimul loc, uite-te tu la mine, te omor, te crăp. Bă, cum îți transformă oamenii, bă, extraordinar la ceva... Cu miză. La 5 ce ai pus? Prima ceartă. Prima ceartă a pus și noi! Să vină la ceartă! Doamne ajută! Vine pe ceartă! La 6 ce ai pus? Te iubesc! A fost. Noi am pus cunoașterea părinților. So, își iubește atât de mult soacra, încât el nu s-a gândit când unul dintre noi a cunoscut prima oară una din perechile de părinți. Da? Eu i-am cunoscut lui părinții mult înainte să fim împreună. La 7, ce ai pus? Vacanță? Vacanța noi! Hai că ultimele două cred că s-au nimerit. Hai de steaua vieții noastre. Și 8 am pus schiurile. Schiurile? Ce schiuri tu? Cadou, mă? Pe ultima oară ne-am mutat împreună. Tu ești idiot? Tu mai trebuie să ești idiot? Ne-am mutat împreună în 2019. S-a ascuns după Dani. Și bine când m-am mutat la Brașov. Ești idiot? Cum nu știi? Ești idiot? Cum nu știi? Eu vreau să... Am dormit la tine, nu înseamnă că ne-am mutat împreună. S-a schimbat fața. Relativ. Rămân, Tană, nu mă duce astăzi în cele mai rele gânduri ale mele că le omor. Bă, suntem bine, crede-mă că suntem bine. Dovedește-mi tine că nu mă duce nici spite, a zis! N-am să fiu acum ipocrită să spun că n-am o plăcere deosebită să spun, ți-am zis eu. Mie mi-e frică de această femeie. Și mie, Dani, și mie. Ești divor. Și mie, și mie. Dani, mi-e frică. Mi-e frică. Deci, femeile care au treaba asta, părerea mea. Acum, bă, e părerea mea. Femeile care au asta, să luptă, să-ți demonstrezi. Ți-am zis eu, ați belit. E gros. Am văzut... Mi-e frică, bă, frate. Nu mai știu pe cine, un profesor. Care vorbea și zicea... Oamenii care vor tot timpul să aibă dreptate sunt niște ticăloși. Pentru că ei nu caută de fapt adevărul. Nu-i interesează adevărul. Nu-i interesează dacă dreptatea lor e chiar adevărul. Ci ei doar se luptă să aibă dreptate cu ce zic ei. Ei nu caută nici să aibă o conversație, nici să caute adevărul. Eu cred că doamna Daiana... Da. Nu-i ticăloasă. E, nu. Eu cred că e foarte alintată. Știi? Și... aici cred că a fost super competitivă. Foarte competitivă, dar e alintată și cred că... Cu tocul e cam pingătul lui Nea Sorin. Eu așa cred. Da. Sau el este destul de matur. Da, exact. Destul de matur să nu mai intri în joaca asta. Bine, mă, ok. Exact. Tu. Și pentru unii, cu siguranță mulți acum se uită la televizor și ia uite-mă, l-a făcut idiot de față cu lumea. Pentru mulți nu e vocabularul ăsta exact. Dacă așa vorbesc ei unii cu alții, cum, pus sincer la televizor, băi! Ia uite, femeie, l-a făcut idiot, a făcut de... Lasă-mă cu cinstiții ăștia. Da, exact. Da, unii așa vorbesc, alții nu. Nu tot. Mi s-a părut floare la ureche. Haideți! Ceasul merge, dar nu e atât de important. Grijă la glezne, vă rog. Bă, dar de ce piece of cake să traduci floare la ureche? Dar cum vrei să te traduci la ureche? E o bucată de tort. Da. It's a piece of cake. Ia chiar, de unde a venit floare la ureche la noi? Că e... Floare la ureche. Ia să vedem, că eu te mai fac curios acum. Floare la ureche. Floare la ureche. Definiție. Păi, nu vreau să-și zic de unde a apărut. Etimologie. Etimologie. Originea acestei expresii este veche de sute de ani și desigur are legătură cu florile puse la ureche. Conform istoricilor, în urmă cu sute de ani, tinerele britanice din perioada medievală obișnuiau să-și pună flori la ureche. Atunci când floarea era pusă la urechea stângă, era un semn că deja au un partener. Păi și legătură. Pe cealaltă parte, floarea pusă la urechea dreaptă era un semn că fata poate fi abordată. Prin urmare, o fată lesne de era floare la ureche. Probabil că alea care aveau floarea în partea ușor să le agăți. Da. Ok. În prezent, expresia este folosită de români în sensul de nimica toată. De asemenea, obicei florii la ureche se poartă în prezent și în Hawaii. Ia vezi, să știm că mergem în Hawaii. Acolo fetele singure și dornice de relație poartă o floare la urechea dreaptă, iar căsătoritele la urechea stângă. Mă duc în Hawaii, caut numai pastea cu urechea dreaptă. Ia vine cu arată urechea, ai floare. Gata. Ce faci, băi? Ia mă, că acest podcast educativ vă mai învață și informații noi. Da. Rubrica știați că... Exact. Nu, alea. Uită-te la numere, uită-te la ordine, că nu sunt 1, 2, 3, 4, 5. Ei, au mers ușor pe aia, nu? Sunt 1, 2, 3, 4, la jumate au încercat să pupi și... Eram sigur. Haide, el nu a vrut sau ceva. Haide, Oana! Mulțumesc, te iubesc! Te iubesc! Oana e aici. Mă descurc foarte bine sub presiune, dar parțial. Ceva. Eu mă descurc bine sub presiune, mai bine decât nepresiune. Grăbește-te, te rog! Nu m-a întrebat nimeni, da. Da, nu, tu poți să ții pentru tine informația asta. Nu știu ce să zic. Ce frumos cadru. Nu te stresa, tu fă-le pe toate și după aia dă-te în spate și uită-te. Hai să vedem dacă le-am nimerit. Oana, ce ai pus la numărul 1? Primul sărut. Primul sărut, avem un punct. Radu, ce ai pus la numărul 2? Primul cadou. Ce ai pus, Oana? Te iubesc. Eu țin minte că Radu mi-a spus primul te iubesc destul de devreme și că se simțea foarte, foarte... se simțea foarte vulnerabil că a făcut chestia asta, dar, mă rog, nu mai contează. Ne-am luat vinilurile și... Nu știi când le-ai luat. Noi la 3 am pus primul te iubesc, ce ai pus la 3? Cadou. Primul cadou. Normal. Nu inversat. Dar pentru au posibilitate. Primul cadou a fost de Crăciun. Are sens? Dar tu știi că l-ai comandat și pentru cadou pe care l-am primit din partea ta. Noi n-am făcut. Nu am primit nimic, eu ți-am dat un cadou. Mai târziu. La 4 ce-ai pus? Casa. Ai pus la 4 mutatul împreună? Da. Am pus noapte împreună. Bă, dar nu mai pilă? Am pus noapte după mutatul împreună. Păi n-a... E mai logic așa. Dar n-a pot. Dar nu-i de logic, Oana. Noi ne-am mutat împreună după 4 luni de relație. În 4 luni n-a fost prima noapte când ne-am mutat împreună. Mamă, frate, știi cum a fost când ne-am mutat împreună? Ia dă-i pauză, mă, ia ordonează-le, ia zi. Mamă, și frate, cum a fost? Ia zi, ordonează-le pe astea 4. Frate, eu când mă... Ordonează-le. Ce? Zi. Sărut. Dar stai, zi-mi simbolurile. Deci sărut, cadou, mutat, noapte, părinți. Sărut, noapte, cadou, mutat, părinți. Și mai era. Și vacanță. Vacanță. Te vezi. N-a fost. A fost a doua. Tocmai a recunoscut că a greșit fără să-și dea seama. Pot să bagă. I win. La 5 noi am pus mutatul împreună. Ce ai pus? La mine mutatul împreună a fost după o zi. Bun. A, da? O venit și nu mai plecat. S-a dus, se duce tot. La 6 ce ai pus? Bine, a plecat. E amărât, Ristei e amărât. Amărât. La 7 ce ai pus, Oana? Familia. Sim. Sim. Bun. 3 puncte. 3. Și la 8? Ar trebui să fie... Călătorie. Bun, au scăpat, bă. Noi n-am avut niciodată o vacanță împreună. Da, am avut o plecare. Ia. E, șef. E bucătar. Aaaa, nice. A, că am văzut că zicea ceva de o ciorbă, de ceva de... A, ok, mă. Da, tare. Așa. Și acum e ceva interesant. Înțelegi? Yeah. Sunt propuse la... Cuplul cu cele mai puține puncte la competiția de astăzi, la proba cuplului. Eliminare! Doar 2 puncte. Daiana și Sorin. Îmi pare rău, dar ziua de mâine va fi cu atât mai intensă pentru voi de mine. Daiana cu Sorin, da. Așa a fost să fie, adică, nu, vezi, prima probă a fost cum a fost. Eu nu știam că există numele ăsta, Daiana. Nu, iubire, în cazul ăsta, orice, dar nu așa a fost. N-ai mai auzit Daiana? În engleză, Diana. Eu am dat-o de perete, la ultima probă de cuplu, tu, nu se scrie Daiana. Păi asta zic, am mai întâlnit. Pe barba noastră am ajuns în punctul de a fi considerați la eliminare. Mă rog, aici zic ei, foai verde, nu știu, cilalala. După care sunt... Vreau să văd când se votează. Nu, că e lung. Nu are nicio... Că au de asta, unul ține cu o echipă, celălalt ține cu altă echipă din cuplu. Așa. Și nu știm și... Ei, na, ok. Da, da, da. Și acum trebuia să trecem repede, că na, așa. Și acum să alegi oamenii ăștia. Deci încă n-a început râca. Cerebel îi ales. Eu cu fetele am o chestie. A, nu. Acum, înainte să-ți voteze, cum ar veni... Așa. Bă, ăștia trebuie să consultă? Gândiți-vă. Aha. Rox, da? Hai un pic, Lizzie, aici. Deci s-a făcut niște bisericuțe. Hai să vezi. Mami, dar 2 secunde, 2 secunde. Ce? Hai pe aici. Vine apoi, vine apoi. Deci trebuie să votezi între Sorin și Cerebel. Da. Rabi. Nu nimic. Deci am eu nevoie să mă aștept să vă Cristi. Că m-a zis că mă deconectez făcând Vrei să ne faci de care da, deci am nevoie, jur, deci măcar un tratament trebuie să fac în seara asta. Deci am nevoie, eu așa mă deconectez, am nevoie. Bă, eram sigur! Eram sigur că o să... Fetelor, veniți lângă mine. Ia uite șarpele! Mi s-a părut un fel de a manipula și... Haideți, veniți sate că lucrez prin voi, ca voi să vă duceți la bărbații voștri să le spuneți că eu, că sunt extentate prin ele că dacă... Ideea veche, știi, că dacă femeia... Extraordinar, mă! Uite, știi, eu de fapt mă relaxez, vă dau câte 1000 de euro, așa mă simt eu bine, dacă vreți. Daiana! Am pierdut. Mi se pare foarte frumos gestul ei, adică înțeleg că totuși o muncă pe care o depune. Dar imediat ce s-a terminat cu Dani, a zis... S-a dus Radu ăsta. E tactil, îți apasă pe cap aici și te duci departe. Cu prea multă dramă pentru... Nu, și eu aș fi fost așa, și eu aș fi fost așa. Nu, e uman, e uman, e femeie, nu. E uman, e normal, adică eu înțeleg. Deci... Așa, ia. Deci exact când i-a pus să se sfătuiască, Daiana a zis... Deodată, da! Bă, eu mă deconectez, trebuie să fac niște faciale cuiva. Trebuie să vă fac niște masaje. Da, până atunci. Știi, da, bă, trebuie să vă fac niște masaje. Nu știu, așa simteți, bă, ceva, dacă nu fac asta, nu dorm. Da, bună. Bă, cum kicking ăla de apărare, așa. Da, da, deodată, adică, bă, bate la ochi, nu știu. Ce să fac? Gata, mă, le fac masaj! Da, 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 ia uite. Nu, Alex, nu cred, chiar le-am făcut. Da, bă, ești nebun. Fii atentă. Mamă, ăsta e next level, mă, de șantaj emoțional. Da, ești nebun, mi se pare extraordinar. Și trebuia să voteze. Fix cu ea a făcut masaj, trebuia să voteze pe aia. Nu vreau să mint, Daiana a fost super drăguță cu noi toate și ne-a oferit niște multe. Asta am văzut că mi-a dat și mie, dar eu nu am dat-o. Și la băieți a oferit, adică super tare. Da, și asta poate să fie o strategie pornită de acasă. Nu vrei tu! Nu încearcă nimeni să ne câștige nici o simpatie, nici sub o formă, nici sub alta. Ei oricum sunt bula lor. Nici nu mă interesează așa ceva, sincer. Cine-i pe scaun, Roxana? Faptul că nu știu, eu sunt așa mămoasă cu fetele. Nu fac ce fac aici, fac cu prietenele mele. Adică nu este ceva ce eu fac aici, că ele să prindă drag de mine. Asta sunt eu. Acum avem și noi, toate greșim. Permiteți-mi să am două mici îndoieli. Ea oricum ne-a spus. Vedeți? Atenție. Dar poate nu azi. Ea ne-a spus din start că o să ne facă. Își dorește să ne facă la fiecare fată câte un tratament de față, că asta îi place și să se ocupă că ea face asta la prietenele ei. Asta a spus-o din prima. Da, s-a declanșat fix. Votăm! Nu, vă fac faciale! Stai, nu, poate o zis asta, poate pentru că, bă, e posibil să plec și nu mai apuc să vă fac masaj. Permite-mi din nou să mă îndoiesc. Să te îndoiești. Este plauzibilă, da. Îi dăm benefit of the doubt. Au avut un... Au avut un discurs fiecare și aici terminăm și noi episodul. Fii atent, stai. Cei care sunt propuși la eliminare... Na, îs ei... Să ne spună și nouă, celor de acasă, dar și vouă, de ce consideră ei că ar trebui să fie salvați. Bă. Să începem cu Daiana și Sorin. Mamă. Daiana este o femeie inteligentă care știe să-și urmeze scopul. Pot doar să spun că îmi doresc din tot sufletul să rămânem pentru că ador ce se întâmplă în acest show și ziceam cu să ieri în spirit de glumă că dacă e să plecăm noi, ne vrem să ne mai lăsați un pic aici după gard, să stăm și să mai uităm, că mai participăm, să auzim glumele lui Natanticu, lui Cerebel, râjonelile dintre Lino și Radu și așa mai departe. Vrem să mai a zis un pic că îi cunoaște și pe... Mi-a plăcut și asta la voi, mea. Băi! Băi! Absolut senzațional. E femeie deșteaptă. Voiam doar să mă zâmpănez. Aha. Asta e confirma. Eu sunt de competiție. Eu sunt încă un copil dincolo de ce se vede. Mie îmi place joaca. Am reușit să o conving pe Elena să meargă cu mine la acest show. Este pentru prima oară când acceptă, pentru că a mai fost propus și cerut și ea a fost împotrivă. Acum am reușit să o conving. Și tot așa, cred că Power Couple este despre fix relația asta de aici, dintre partener și parteneră. Cred că în momentul în care tu poți să lași de la tine joaca, banii, lucrurile, orice, și să-ți pese mai mult de cel de lângă tine este mai important decât orice în lumea asta, știi? Elena este plasa mea de siguranță în care eu cad de fiecare dată, că eu sunt un copil, așa că aș vrea să mă mai joc, eu personal aș vrea să mă mai joc și în sinea mea să mai râd și să mă bucur când trece ea niște peste. Ce frumos. E foarte tare la show-ul ăsta, mă gândeam. Da, frumos, că a zis de el, a zis de alții. Ce s-a întâmplat? Nu, eu, pe mine nu m-a ajutat ce au vorbit cu ea. Deci nu. Da. Mai rău, deci era rău, dar acum mai rău. Aici toate tuturile sunt pop. Mulțumim și noi pentru experiență, a fost bun. A fost aleși. Au plecat! Dar n-ai înțeles, toată lumea a plâns, ia uite, erau toți. Plângea și Daiana. Dezamăgiți, dar și împăcați. Foarte rău că nu pot să mă mai joc, pentru că dacă nu au fost teorie până acum, ce urmează, se pare wow. Mamă, și cum ați plecat și am rămas eu? Mai am ocazie, mă bucur că mai am ocazia să mai fac niște faciale. Și soțul meu să facă ciorbă diminea. A zis Emilia, gătește foarte bine, a zis. Cred, dar noi nu contestăm calitățile. Dar ea vin din măști, ce faci acum? Nu, le poartă. M-am pus în situația... Băiatule, și... Mamă, ce sensibil e Ana, ce plânge. Ana o cheamă, Ana o cheamă. Da, Ana. Da. Asta s-a întâmplat în prima săptămână. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Ce-ți place? Asta, șerbăreala asta. Aici e comentariul de fapt. Aici e comentariul, dragilor. Vedeți, bă, eu cred că... Tu despre ce crezi că e Power Couple? Fix despre cuplu, despre ce vrei să vorbești? Despre emisiune sau despre ce e un power couple? Ce e un power couple? Adică fix ce sunt, când ajungi cu partenerul acolo, care de ce te duci? Nu știu, de-aia mă întreb, eu nu m-am dus. Eu m-aș duce fix pentru treaba asta. Bă, să mă distrez. Da, m-aș duce dacă aș ști că persoana de, exact, dacă aș ști că persoana de lângă mine. Hai să ne jucăm. Da, se poate juca frumos. Nu m-aș duce dacă aș ști că cine e lângă mine, nu ne-am putea pune unul pe altul într-o lumină favorabilă. Nu m-aș duce dacă știi că am niște morți în dulap. În dulap, scheleți. Da, bă, rog, scheleți avem toți în dulap, da? Dacă o iei, bă, hai să mergem să ne jucăm. Spiritul competitiv fiind asta cu investițiile astea, cu banii, cu nu știu ce, cu foaie verde. Dar e o joacă și mi se pare tare. Adică chiar mi se pare tare emisiunea. O alternativă mișto la o emisiune unde să nu te chinui. Gen, adică și e mai light din punctul ăsta de vedere. E fix joacă. Mi-ar plăcut să merg cu Naomi. Aș fi mers dacă n-aveam treabă în vară. Da. În vară, da. Că da. Mi-ar fi plăcut. Că e... Plus că mai afli chestii unul despre altul. Bine, normal. O grămadă. Normal. Eu mă gândesc cum e în Asia sau în altele în care te duci cu prieteni. Mai Asia mi-ar fi mai greu să mergi cu iubit, cred. Nu. Nu? Depinde, da, da. Nu, mie Asia e diferită, adică e... Acolo cunoști oameni, faci tot felul de probe din astea, n-are legătură cu ceea ce știi tu, că aici, nu știu, bă, te-ai mai urcat într-un copac, ai mai, mă rog, ți-ai mai pus de alea, cum mi-am pus eu pe mine, căcaturile. Cumva, dar acolo ești în altă țară, altă cultură, e altceva, adică eu, n-are nicio legătură una cu alta. Ne vedem mâine seară. Mâine seară! Vom ajunge la zi, cumva. Și să ne scrieți dacă vă bucurați că ne-am întors, că noi ne bucurăm. Da. Așa, dar din săptămâna cealaltă vor fi doar 2 episoade, sâmbătă și duminică, pe acest canal. Vă mulțumim și vă apreciem. Yes! Să dați share, comentariu, să puneți story-uri dacă ne vedeți. Să dați foară în țară că s-au întors trubadurii. Trubadurii umorului românesc. Breaking news.